Bună ziua și bine ați venit, doamnelor și domnilor, sunt și invitați la manifestarea marțială dedicată împlinirea 150 de ani de la înființarea Partidului Național pentru Civilizare. Ne revenim astăzi, onoranta și provocatoarea misiune de a modera o manifestare de înaltă ținută. Și pentru că este firesc să ne cunoașteți pe cei care vă vor însoți de durata acestei manifestări, propun să ne prezentăm. Alături de mine este doamna profesor Beatrice Halic și eu sunt profesorul Mirian Florin Halic. În virtut educația de la Colegiul Național Eutoxii Hurmuzati înseamnă înainte de toate efort de echipă, ne alăturăm colegilor noștri într-un astfel de moment solemn, doamna profesor Angelica Popovici, celebrarea generațiilor a căror nume, dar și destin, se leagă de Colegiul Național Eutoxii Hurmuzati, nu-și poate găsi un debut mai potrivit decât intonarea binecunoscutului imn academic Gaudeamus de către corul școlii Prietenii Muzicii, sub coordonarea competentă a domnului profesor Laureana Balașe. Vă invităm cu reverența cuvenită să ne ridicăm și să ne alăturăm vocile corului școlii în intonarea imnului Gaudeamus. Viva Academia! Viva Profesores! Viva Academia! Viva Profesores! Viva Membrum Corite! Viva Membra Perite! Semper sit in flore! În memoria celor care astăzi nu mai sunt între noi, dascăli și absolvenți de altă dată al colegiului, vă invităm să păstrăm un moment de retrăgere ca semn de prețuire și pioată. Vă mulțumesc! Onoarea de a deschide manifestările omagiale îi revine domnului director Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzati, domnul profesor dr. Adrian Nicolae Puiu, pe care îl invităm alături de noi. Mulțumesc, dragi colegi, onorată asistență. Iată-ne ajunși la un moment deosebit de important, emoționant, istoric pentru întreaga comunitate rădăuțeană, pentru toți cei care de-a lungul timpului au fost educați în spiritul a ceea ce înseamnă astăzi Colegiul Național Eutoxiu Hurmuzati. Suntem așadar într-un moment festiv, un moment pe care ne-am dorit să-l marcăm așa cum se cuvine. Sunt în sală reprezentanți din medii diverse, administrația publică de la nivel central, județean, local, în mod direct sau prin reprezentanți din mediul universitar, din mediul de învățământ, din mediul cultural, din mediul economic, sunt părinți, foști profesori, profesori, elevi, foști elevi, așadar un mediu extrem de heterogen, dar care are în comun același lucru. Educația, performanța, excelența pe care de-a lungul timpului colegiul nostru, sub diversele sale denumiri pe care le-a avut de-a lungul celor 150 de ani, le-a furnizat întregii comunități locale și nu numai, întregii depresiuni din bazinul Rădăuți, tuturor locuitorilor din comunele limitrofe. Celebrăm așadar astăzi 150 de ani de performanță în educație și avem motiv de a ne mândri cu acest lucru. Permiteți-mi să dau citire materialului pe care l-am pregătit pentru vasta monografie pe care colegii mei, sub coordonarea doamnei director adjunct, profesor Luminița Năzărescu, am redactat-o în acest moment festiv. Așadar, mi-am numit materialul la acest aniversar, 150 de ani de tradiție, performanță și excelență,
la Colegiul Național Eudox Urmuzache Rădăuți. Orice moment aniversar al unei instituții de anvergura unei unități școlare reprezentative și emblematice pentru o regiune istorico-geografică reprezintă un cumul de sentimente pentru toți cei care, sub o formă sau alta, cadre didactice, elevi, părinți, membrii ai comunității locale, dar și comunităților limitrofe, au contribuit și beneficiat în același timp la construirea identității și prestigiului acesteia. Împlinirea 150 de ani de existență, educație, tradiție și excelență în slujba comunităților rădăuțene din arealul geografic al bazinului Rădăuțului, de către Colegiul Național Eudox Urmuzache, este pentru întreaga comunitate motiv de mândrie, bucurie, împlinire, satisfacție, moment de retrospectivă și bilanț al succesului școlar, de evocare a personalităților, de rememorare a unor evenimente și reactualizare a unor momente reprezentative, toate acestea edificând un adevărat etos la care au contribuit circa 700 de profesori și peste 14.000 de elevi. În secol și jumătate de existență aproape neîntreruptă a presupus etape și contexte istorice dintre cele mai variate, precum apartenența succesivă a regiunii la două state, până în 1918 la Austria, parte componentă a monarhiei dualiste austro-ungare, apoi România, raptul teritorial al nordului regiunii aflat în proxima vecinătate, care conține și localități aflate în area de influență urbană a Rădăuțului în 1940 și includerea acestuia în statul sovietic, apoi ucrainean, succedarea unor regiuni politice dintre cele mai diverse, precum monarhia autoritară habsburgică, vulnerabilă democrație românească interbelică, regimurile autoritariste și militare din anii 40 din timpul războiului mondial, teroarea dictaturii comuniste, tranziția democrației post-decembriste, dar și perioade de război și refugiu în timpul celor două războaie mondiale, toate acestea punându-și evident amprenta asupra evoluției și destinului unității școlare și a celor care și-au legat propriile destine de acela al liceului. În acest complex context și fundal politic, în strânsă interdependență, cu aspectele socioeconomice, dar și cu elementele specifice diversității etnoculturale, actualul colegiu, sub diversele sale denumiri, și-a realizat, de-a lungul timpului, menirea sa, aceea de a forma și modela personalități și caractere, și-a îndeplinit funcția creatoare, a pregătit prin educația adolescenților, generații și generații, și-a pus nu doar amprenta, ci s-a identificat cu însăși localitatea pe care a slujit-o cu devotament. Marcarea existenței celor 150 de ani în slujba comunității presupune și îmbină activități festive de rememorare, de comemorare, de aniversare, iar realizarea unei monografii în succesiunea celor realizate de-a lungul timpului este o datorie de onoare a celor care astăzi slujesc pe altarul educației rădăuțene. Ne revine așadar o obligație morală de suflet față de toți aceia care de-a lungul timpului au contribuit la una dintre filele de istorie locală, istoria liceului Eudoxiu Urmuzache, și anume evocarea acestora, profesori și elevi, evenimente și momente, într-o amplă lucrare monografică, care, adunând la un loc date și informații cu valoare istorică, dar și afectivă, va dăinui timpului. Este menirea noastră să nu uităm și să perpetuăm contribuții la devenirea comunității academice urmuzăchești, să evocăm nume care au contribuit la înființarea Real Gimnazium, apoi Popor Gimnazium, precum prefectul Orest René de Herșani, primarul Imrichovski, profesorul filolog Ernst Rudolf Neubauer, devenit primul director al liceului. Într-o perioadă antebelică și interbelică în care România a făcut parte din Austria, apoi din România, într-o diversitate etnocultural-lingvistică, români, germani, evrei, polonezi, ruteni, conviețuiau și însuflețeau climatul educațional al epocii. Printre reperele evenimențial-cronologice ale începuturilor s-au aflat susținerea primului examen de maturitate în anul 1885 și promovarea acestuia de către 11 absolvenți, înființarea unei secții în limba română devenită independentă în 1914, înființarea bibliotecii și a unei capele școlare la începutul secolului al XX-lea, apoi, odată cu Marea Unire, în noiembrie 1918, adoptarea denumirii celei mai reprezentative personalități bucovinene, Marele Patriot din secolul al XIX-lea, reperul Mișcării Naționale Românești, Eudoxiu Urmuzache, urmată de susținerea primului bacalaureat în limba română, de transformarea secției române în secție principală și de sfințarea secției germane. Așadar, avem privilegiul de a sărbători împreună un eveniment aniversar deosebit pentru întreaga comunitate. Nume de rezonanță în învățământul sucevean și național, Colegiul Național Eudox Urmuzache a împlinit în această toamnă 150 de ani de existență continuă,
prefer cronologic venerabil de altfel, cu care puține unități se pot mândri. Colegiul Național Eudoxiu Muzache este un simbol al educației locale și de aceea, bucuria sărbătoririi de astăzi o împărtășim cu partenerii educaționali și instituționale colegiului nostru. Celebrăm substanța de 15 decenii de efort creator deosebit și facem urări pentru un viitor pe măsura trecutului și a prezentului. Așadar, ne manifestăm recunoștința față de fondatorii liceului și dascălii care au predat aici, față de elevii care au absolvit, devenind personalități marcante atât pe plan profesional cât și în cel social. Istoria colegiului nostru a validat idealul și a avut ca finalitate formarea de oameni. În această îndelungată existență, în contextul unor perioade și evoluții și conjuncturi diverse, uneori contradictorii, liceul a avut o evoluție constantă care s-a concretizat de-a lungul timpului într-o reputație care astăzi înseamnă elită, calitate, renume, prestigiu, performanță, excelență, exigență, tradiție, profesionalism, seriozitate, competență, responsabilitate, onoare, succes, constanță, continuitate, valoare științifică și profesională, conduită academică, recunoaștere, respect, toleranță, diversitate. Tocmai de aceea, Muzache a devenit în timp o stare de spirit care generează emulație, admirație, respect. Toate acestea au fost rodul unor generații de excepție de profesori și elevi dedicați, bine pregătiți, care au făcut cinste și au construit renumele a ceea ce înseamnă astăzi Muzache. Rezultatele școlare deosebite, rodul unui efort de muncă intensă atât a profesorilor cât și a elevilor, pe lângă faptul că s-au materializat în numeroase premii și rezultate valoroase la diverse olimpiade și concursuri școlare, la nivel județean, național, dar și internațional, examene de certificare a unor competențe profesionale, examene de absolvire, examene de bacalaureat, examene de admitere în instituții de învățământ superior de prestigiu din țară și străinătate, au avut ca finalitate generații întregi de profesioniști în multiple domenii de activitate. Mândria și onoarea de a fi absolvent de Muzache s-a creat și perpetuat de-a lungul unui secol și jumătate de existență, iar noi, actuala generație de cadre didactice și elevi, avem obligația morală și istorică față de iluștrii noștri predecesori să o ducem mai departe. Așadar, la acest aniversar, se cuvine să ne aducem aminte, cu dragoste și recunoștință, de toți aceia care au fost creatori de destine, au conturat și dirijat personalități și caractere. Toate demersurile întreprinse de școală în numele educației, pe care cu dăruire și competență le-au desfășurat în tot acest timp colegii noștri din alte generații, pe care îi salutăm cu emoție, profesorii de astăzi, alături de elevi, părinți, comunitatea locală, au avut un scop și o finalitate clară, bună pregătire a generațiilor care vor urma. Ne mândrim cu toți aceia care au trecut prin acest liceu și cu siguranță și ei se mândresc că au fost elevii liceului nostru și că au contribuit și au purtat mai departe tradiția de absolvent Muzache. De aceea, la acest aniversar, mulțumim elevilor noștri pentru performanțe, mulțumim profesorilor pentru profesionalism, de-a lungul timpului, cadrele didactice au fost o resursă inepuizabilă de bune practici și idei constructive. Foștii dascăli ne-au învățat că școala e o avere națională, iar fericirea noastră stă în știință și în virtute. Un gând pios celor ce au trudit pe altarul educației. Mulțumim părinților și comunității locale pentru susținere. Ca niște actanți premernici, scriem și noi cu bucurie paginile de istorie ale acestei instituții de educație și cultură. Devenirea ascendentă a acestui liceu se datorează păstrării intangibile a tradiției, alternată cu o competitivitate continuă. Astfel, calitatea rezultatelor obținute în activitățile școlare și extrașcolare pot fi reflectate prin indicatori reprezentativi. Rezultate de excepție la examene, participări la sesiuni de comunicări și simpozioane naționale și internaționale, redactarea de reviste școlare și cărți cu tematică educațională. Și chiar ieri au fost două dintre activitățile pe care le desfășurăm pe această tematică și anume un simpozion cu participare națională, 150 de ani de educație în Bucovina, precum și prezentarea revistelor laureate pe care colegiul nostru le editează. Activități instructive, formative sau cultural-educative. Cu riscul de a omite nume de renume, pentru că o astfel de listă va fi întotdeauna incompletă, putem considera că elita absolvenților se poate deschide cu personalitățile academice, printre care Ion Chesghiera, Ion Nistor, Eugen Botezat, Liviu Ionesi, Dimitrie Vatamaniu, Zvi Laron, Radu Tudose, Dorin Ieșan, toți academicieni, cărora li se alătură alte numeroase nume de rezonanță ale
lumii culturale și științifice românești, printre care Emanuel Grigorovița, Ilie Corpus, Eugen Drăguțescu, Ștefan Cuciureanu, Traian Brăilean, Petru Rezuș, Mihai Horodnic, Iulian Vesper, Filimon Gârdei, Gedeon Coca, George Muntean, Vasile Andru, Constantin Hrecor, Florin Fortună, Emil Roteanu și mulți alții. Nu putem încheia fără a enumera și aduce prinosul nostru de recunoștință celor care, de-a lungul timpului, și-au suprapus destinele prin longevive cariere didactice cu cele ale colegiului, fiind încadrați mulți ani ca profesori sau directori, printre care, de asemenea, sub rezerva unor omisiuni neintenționate, s-au aflat la loc de cinste personalități precum directorii Heinrich Clauser, Emanuel Isopescu, Eras Piforeanu, Petru Bejenariu, Mariano Laru, Anton Romenco, Ernst Rudolf Neubauer, Gabriel von Mohr, Valerian Torouț, Ervin Abramovici, Gheorghe Colban, Carmen Andronachi, dar și directorii adjunți Mihai Botez, Ștefan Botezat, Luminița Lăzărescu, Viorica Goreac, Liviu Hatnean, Mircea Goreac, precum și cei care au activat 10 de ani de la catedră, precum Siegfried Weinstein, Albert Orman, Ievi Șan, Amuliu Bordeianu, Pantelimon Socaciu, Vasile Precu, Vasile Țigănescu, Liviu Culubaș, Aglaia Lăzărescu, Vasile Buștei, Ilarion Bușui, Ela Pintilie, Elisabeta Băițan de Leagă, Petruța Grigore Bejan, Ambrozie Bejan, Tiberiu Șnițăr, Livia Șnițăr, Elena Nanu, Gheorghe Colban, Stella Bailicenco, Viorica Goreac, Mircea Goreac, Ștefan Botezat, Gabriel Crăciun, Gheorghe Mictariu, Ioan Crețu, Luca Bejenariu, Carmen Andronachi, Liviu Hatnean, Magdalena Saviu, Cornelia Diteanu, Elena și Mariano Laru. La acest aniversar evocăm așadar cu onoare și mândrie, în scris și prin manifestări dedicate întregii comunități rădăuțene, file și fragmente de tradiție în educație, realizate în spiritul excelenței și performanței, și dorim să transmitem generațiilor care vor urma repere și valori educaționale perene. Viva Crescat Florea! Voi concluziona, parafrazându-l pe Eminescu, dar referindu-mă la Colegiul Național Eudoxu Hurmuzache Rădăuți. La trecutul mare, mare viitor! O să vă rog acum să vizionăm un film care prezintă personalitatea patriotului, istoricului, cel care ne este patron spiritual, Eudoxiu Hurmuzachi, precum și un scurt istoric al liceului, sub plăcuta lectură a colegului Florin Popovici. Figura emblematică a istoriografiei românești, spirit de rupit, luptător neobosit pentru recunoașterea identității naționale a românilor din Bucovina, Eudoxiu Hurmuzachi se naște la 29 septembrie 1812 în Cernavă, localitate situată în apropiere de Cernăuț. Despre părinții lui Eudoxiu, Ileana și Doxachi, aflăm din mărturiile unui cronicar că întruchipau tipul patriarhilor biblici. Casa acestora era casa lui Avram, totdeauna deschisă și gata a îmbrățișat pe orice trecător sau emigrant care ar fi purtat numele de român. Cinci frați, fii ai acestora, toți tine, cu instrucțiune solidă, cu inimi generoase, erau adevărați imuni ai părinților lor sub toate privirile.
Lăsarul venerabilului Agă Doxachi urmează cursurile primare, gimnaziale și liceale la Cernăuți, după care, între anii 1930 și 1936, devine alături de fratele său mai mare, Constantin, student al Facultății de Drept al Universității din Viena. O scrisoare a lui Eudoxul din așa perioadă vorbește despre seriozitatea și cumpătarea celor doi frați în perioada valurilor vieneze. Precum că lucrurile nu mai fac altul decât din chilie la biserică și înapoi, așa și noi de acasă la școală și de la școală înapoi, până când va trece ziua cea înfricoșată pentru toți școlari. Capitala Imperiului Austro-Ungar este locul în care tânărul Eudoxiu își îmbogățește cultura generală și de specialitate, acumulează cunoștințe strălucite de istorie și jurisprudență, totodată deprinde manierele necesare în societate. După încheierea studiilor, activează pentru o vreme la tribunalele din Viena, perioada în care își susține și o parte din examenele de doctorat. Din primăvara anului 1842, îl găsim la Iași, plădând cu fervoare în procesul de recuperare a mășilor familiei. Anii 1841-1845, petrecuți în cea mai mare parte în Bucovina, Moldova și Basarabia, reprezintă pentru Eudoxiu Brunzachi timpul transformării sale sufletești. În acest interval, decide să-și pună forțele în slujba neamului său. Astfel încât, în 1845, Eudoxiu se întoarce în capitala Imperiului Austro-Ungar, unde își mobilizează energiile în vederea explorării trecutului istoric al României, solicitând și obținând aprobări pentru consultarea principalelor arhive. Într-o cerere de permis din 1845 pentru Haushofen Staatsarchiv, Eudoxiu își declamă precaut motivul documentării sale și anume realizarea unei istorii pozitive a Principatului Dunărene. În paralel cu intensa muncă de cercetare, urmează cursurile politehnice. Totodată, dobândește calitatea de membru al Societății Juriștilor din Viena. În tumultosul anul 1848, la vârsta de 36 de ani, Eudoxiu Brunzachi ia parte la lupta politică de smulgere a Bucovinei de sub tutela Galiției, redactând mai întâi o petiție către împărat, Bucovina în Landes Petitionum de Grândul Interzelmăi, iar apoi contribuind cu documentarea istorică la memoriul Pro Memoria sur Bucovina în Landes Petitionum. În cuprinsul petiției, tânărul Brunzachi motivează caracterul românesc al Bucovinei, semnalează suferințele românilor sub administrația galițiană și necesitatea dobândirii autonomiei. Petiția ajunge în mâna Constituantei, iar rezultatul este admiterea cererii bucovinenilor, manifestul împăratului din 4 martie 1849, recunoscând Bucovina ca provincie deosebită de Galiția și admițând constituirea ei ca provincie autonomă cu titlul de ducat. Între 1849 și 1852, Eudoxiu își petrece timpul pe moșia de la Cernăuți, într-o atmosferă de destindere, cultură, muzică instrumentală și corală românească și străină. Despre această atmosferă liniștită de la Cernăuți, Eudoxiu mărturisește într-o scrisoare către fratele său Constantin: petrec aici zile și ore pe care nu le-am avut în Viena, căci astfel de inim și asemenea căldură n-a avut pentru mine capitala imperială. În 1852, îl găsim din nou în capitala Imperiului Austro-Ungar, unde își reia cu și mai mare îngrijire efortul de a cerceta în toate arhivele Vienei documentele veacurilor trecute despre români. Transcrie cu meticulozitate copii și extrase după documente, rapoarte, instrucțiuni de mai mare sau mai mică importanță istorică, întreține o vastă corespondență în care își expune detaliat activitatea sa științifică. Într-o scrisoare către fratele său Constantin, din aprilie 1852, Eudoxiu își afirmă intenția de a contribui la o istorie întemeiată pe documente a Moldovalahiei și a națiunii române în general. Interesele de ordin istoric, politic și cultural își vădesc prezentare va fi foarte folositoare istorie. În primăvara anului 1854, Eudoxiu îi scrie din Viena fratelui său Constantin: în sfârșit, nu stau aici pentru a petrece sau a cheltui, ci lucrez parcă pentru mine, dar mai mult pentru națiunea românească, și anume mai mult de cum aș putea lucra în alt domeniu. Studiile arhivelor vieneze continuă până în 1855 sau, după unii istorici, până în 1858, totalizând astfel o perioadă de 9 ani. În 1872, pentru meritele sale în cercetarea arhivelor istorice și pentru contribuția valoroasă la istoria neamului românesc, Academia Română îi conferă lui Eudoxiu Brunzachi statutul de membru. Istoric preocupat de autenticitatea izvoarelor, om politic și revoluționar combinat de crezul afirmării naționale a românilor, deputat și președinte în vieta țării, capitan al Bucovinei și apoi baron al Imperiului, Eudoxiu Brunzachi se stinge din viață la 10 februarie 1874. Însă rămâne în conștiința posterității, atât prin tezaurul documentar consistent, cât mai ales prin imaginea via savantului,
care fascinează prin tenacitatea voinței și claritatea conștiinței. Personalitatea marelui istoric și om politic Eudoxiu Cumzachi avea să fie recunoscută și omagiată la 16 iunie 1919, atunci când secția română a Liceului de Stat din Eudoxiu își declară independența, adoptând denumirea de Liceul Eudoxiu Cumzachi. Evoluția istorică a instituției școlare ce poartă astăzi numele de Colegiul Național Eudoxiu Cumzachi începe în anul 1865. Atunci când la inițiativa Pimpitei al județului Rădăuți se creează fondul necesar înființării unei școli primare și a unui gimnaziu de 4 clase. 6 ani mai târziu, la 15 august 1871, membrii Consiliului Fondului Școlar, sprijiniți de baronul Felix Chino, președintele de atunci al Bucovinei, obțin decizia imperială de înființare a Rădăuți a unui liceu real gimnaziu. Decretul imperial consimțește apariția gimnaziului inferior de stat din Rădăuți, astfel încât, la 1 octombrie 1872, liceul își întâmplă primii învățăceri. Manifestarea de inaugurare a anului școlar este onorată de prezența președintelui județului Ambrosius, a prefectului Orest Renei de Hășan, a primarului Emil Hovski, a directorului Herbiliei din Rădăuți Heche și a tuturor celor care mai bine de un deceniu își uniseră eforturile în vederea deschiderii unui gimnaziu în Rădăuți. Clădirea aleasă pentru desfășurarea orelor de curs fusese spitala Herbiliei, fiind închiriată și amenajată corespunzător de către Consiliul Comunal în urma negocierilor cu Ministerul Agriculturii. Primul director al acestei școli a fost Ernst Rudolf Neubauer, profesorul de istorie de la Cernăuța lui Mihai Minescu, un spirit eredit, intelectual cu idei progresiste, devenit incomod pentru politica imperiului. Înzestrat cu o noblețe sufletească și o generozitate deosebită, Neubauer pune la dispoziția școlii nouă înființate, impresionata colecție personală de cărți și periodice, constituind astfel fundamentul bibliotecii profesorilor. Deși numărul școlarilor era destul de mare, liceul a funcționat incomplet, ca real, până când, în 1878, se transformă din liceu real în liceu clasic. Abia în 1880, liceul se va întregi cu clase din cursul superior, dobândind numele de Oper Gymnasium, prin aprobarea cererii adresate de către membrii Consiliului Comunal, împăratului Francesc Iosif, aflat în vizită la Rădăuți. Specific pentru învățământul de la Oper Gymnasium a fost spiritul de ordine și disciplină cultivat de dascăl, seriozitatea în parcurgerea materiilor, din rândul cărora nu lipsau limbile clasice și moderne, muzica, desenul, geografia sau științele naturii. La 1 septembrie 1881 se deschide clasa a 5-a, iar 4 ani mai târziu, în 1885, se desfășoară primul examen de bacalaureat, un număr de 11 elevi reușind să treacă acest test al maturității. Un moment important în evoluția școlii îl constituie deschiderea în 1905 a internatului de băieți români ortodoxi din Rădăuți, într-o clădire ridicată prin contribuția unor sponsori generoși. Începând cu această perioadă, ca o consecință a dezvoltării sentimentului identitar național, încep demersurile necesare înființării unor clase cu predare în limba română, cu conducere pedagogică separată, în paralel cu clasele în limba germană existente. În septembrie 1910 se deschid primele clase românești, tot atunci fiind anunțat și concursul de ocupare a două catedre cu profesori titulari români, catedre care aveau să fie deținute după o lună de către două nume cu rezonanță în istoria școlii, Leonida Bodnărescu și Manuel Isopescu. În anul școlar 1913-1914 are loc deschiderea clasei a 5-a, cu predarea în limba română și transformarea claselor românești într-un institut independent, care primește denumirea de secția româno-germană a Liceului de Stat din Rădăuți. A urmat apoi o perioadă de încercări, în care prezența armatelor rusești și austriece, angajat în primul război mondial, a tulburat vreme de aproape 5 ani evoluția firească a învățământului de la Liceul Rădăuțean. După suspendări și reluări succesive, cursurile au intrat pe un făgaș firesc, iar în toamna anului 1918 s-a desfășurat primul examen de bacalaureat în limba română, avându-l ca președinte pe inspectorul școlar Constantin Manicevski. Un moment semnificativ în istoria școlii îl reprezintă data de 16 iunie 1919, când secția română își declară independența, adoptând denumirea de Liceul Eudoxiu Cumzachi. În luna noiembrie a aceluiași an, Consiliul Profesoral adoptă denumirea de Eudoxiu Cumzachi pentru fostul gimnaziu german din Rădăuți. Perioada interbelică nu este lipsită de evenimente culturale notabile pentru viața comunității școlare. Astfel, în anul 1924 apare revista școlară Muguri, autentic fenomen literar la care și-au adus contribuția elevi remarcabili precum Mihai Novorodnic, Iulian Vesper, Gedeon Coca,
Ion Roșca și alți membri din marca MŠP din Comar. Liceul a reprezentat totodată locul în care au conferențiat personalități de marca ale culturii și literaturii. Liviu Lebreanu, Mihai Sadodan, Nicolae Iorga, Ion Simionescu, Ion Nistor, Cincinat Pavelescu, Ștefan Augustin Doinaș, Dimitrie Amir și alții. După gravele prejudicii provocate de a doua conflagrație mondială, liceul a cunoscut transformările impuse de ocupația sovietică și apoi a străbătut anevoiosul proces de asevire politică în perioada regimului comunist. Însă și denumirea instituției a suportat rigorile unui regim obsedat de florirea unui nou, devenind pentru o perioadă de timp școala medie numărul 1, cu o durată de 11 ani și apoi 12 ani. Abia în 1972 avea să revină, după îndelungată tergiversări la vechea de lume, aceea de liceul Eudoxiu Bunuzachi, cu specializarea aparținând predominant profilului tehnic. Treptat, instituția școlară a primit, pe lângă specializările mecanică, electromecanică, electronică și electrotehnică, și specializări care pregăteau pentru revoluția ulterioară. Revoluția din decembrie 1989 aduce o schimbare semnificativă în viața școlii. Liceul Eudoxiu Bunuzachi redevine liceu teoretic și se înființează clasele cu specializare în istorie și științe sociale. La aceste specializări se adaugă în anul școlar 1993-1994 specializări de fizică-chimie, chimie-biologie, filologie și limbi moderne. În octombrie 1997, instituția școlară primește titlul de Colegiul Eudoxiu Bunuzachi, pentru ca doi ani târziu, în februarie 1999, să dobândească în urma unui ordin de ministru denumirea actuală de Colegiul Național Eudoxiu Bunuzachi. În cele ce urmează, vom prezenta mesajul președintelui României, transmis Colegiului Național Eudoxiu Bunuzachi la acest moment aniversar și îl invităm în scenă pe domnul Luca Ciubotaru, absolvent al colegiului nostru, consilier în cadrul administrației prezidențiale. Aprecierii mele pentru mâncarea comunitatea școlară a Colegiului Național Eudoxiu Bunuzachi Răduț. Școala pe care echipa dumneavoastră managerială o conduce are un nume important drag românilor, care îndeamnă deopotrivă pe elevi, profesori și părinți la respectarea valorilor esențiale care au stat la baza reformării societății românești. Eudoxiu Bunuzachi a lăsat urmașilor o moștenire culturală remarcabilă, iar mesajele sale peste ani pare că au însoțit în dezvoltarea sa școala de elită care își deschidea porțile la 1872, Colegiul Național de astăzi. În contextul sărbătoririi celor 150 de ani de existența școlii, le mulțumesc tuturor celor implicați pentru efortul depus de-a lungul activității și pentru contribuția avută la creșterea numărului învățământului bucovinean și nu numai. Vă încurajez să continuați cu aceeași pasiune și perseverență, încredere și cu dărbire, pentru că România educată are nevoie de oameni cu vocație, care prin activitatea lor contribuie la asigurarea unui învățământ de calitate pentru toți elevii. Domnule director, stimați membri ai comunității Colegiului Național Eudoxiu Bunuzachi, contribuția pe care o aveți în viața generațiilor de elevi care vă trec pragul a comunității bucovinene și a societății românești în ansamblul său este remarcabilă. Vă doresc să aveți în continuare rezultate școlare deosebite, putere de muncă, parteneri de nădejde în proiectul dumneavoastră, inspirație și creativitate. La mulți ani cu Colegiului Național Eudoxiu Bunuzachi! Mulțumim pentru invitație pentru mesajul transmis în cadrul instituției prezidențiale. Mesajul ministrului Educației, Ligia Teca, va fi transmis de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, domnul Grigore Bocanci, pe care îl invităm alături de noi. Bună ziua tuturor! La acest aniversar am să transmit mesajul Ministerului Educației prin cuvântul doamnei ministru Ligia Deca. Distinși profesori, dragi părinți și elevi, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru invitația de a vă fi alături cu prilejul acestei sărbători care marchează un moment istoric,
150 de ani de tradiție și excelență în educație a Colegiului Național Eudoxie Urmuzache Rădăuț. O evocare a contribuției valoroase pe care această unitate de învățământ continuă să o aducă în comunitate. Ministerul Educației va încuraja întotdeauna acțiunile meritorii ale celor aflați în slujba sistemului de învățământ, care aduc cinste meseriei de profesor. Așadar, am deosebită onoare de a vă adresa sincere felicitări pentru performanțele cadrelor didactice și elevilor dumneavoastră care contribuie la creșterea calității învățământului din Bucovina. Domnule director, aș vrea să vă transmit pe această cale felicitările mele pentru modul în care transmiteți mai departe tradițiile acestei școli și pentru grija de a menține la standarde ridicate prestigiul Colegiului Național Eudoxie Urmuzache din Rădăuț. Vă asigur de întreaga mea considerație și de tot sprijinul Ministerului Educației în activitatea dumneavoastră. Profit de această ocazie pentru a exprima încă o dată prețuirea și respectul meu pentru efortul creator al atâtor generații de profesori dedicați și absolvenți de excepție care aduc cinste colegiului. Fie ca în anii ce urmează să continuați să vă formați elevii cu tot atâta dăruire, inspirație și putere de muncă, iar proiectele dumneavoastră educaționale să inspire întreaga comunitate. La mulți ani! La mulți ani și din partea mea și vă doresc să duceți pe cele mai înalte culi ale succesului Colegiul Național Eudoxie Urmuzache din Rădăuț. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Ce se mărtă? La ceasul aniversar, care marchează cei 150 de ani de existență, școala sufletului unei comunități își exprimă gratitudinea față de instituțiile publice, față de parteneri organizaționali, care potențează influența acesteia asupra întregii comunități. Avem bucuria și onoarea de a avea alături de noi, astăzi, în acest moment solemn, oaspeți importanți, reprezentanții administrației publice centrale, județene și locale, cărora le mulțumim pentru faptul că au acceptat invitația noastră. Oferim cuvântul domnului profesor universitar dr. Nicolae Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean, reprezentant al domnului Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava. Domnule director, stimate oficialități, stimați profesori, dragi elevi, stimați părinți, este un moment deosebit, un moment aniversar la care și administrația județeană se alătură prin mesaj de sprijin și prin mesaje de încurajare a tot ceea ce face Colegiul Național Eudoxie Urmuzache și întreaga comunitate din Rădăuț. Aveam pregătit o serie de date, o serie de sublinieri cu privire la activitatea colegiului. Evident, între timp, ce este important s-a spus, aș vrea doar să menționez faptul că, pe lângă cei 150 de ani de la înființare, avem, iată, mai bine de 100 de ani de când acest colegiu se învață în limba română. Dacă ne gândim la contextul istoric, este un lucru de subliniat, este un lucru deosebit. De asemenea, aș vrea să fac trimitere la o serie de evenimente avute în această perioadă, și anume, în primul rând, 1871, Marea Sărbare de la Ponta. Și pentru că acea sărbare, acel eveniment, a însemnat și un punct de trezire și de exprimare al românismului, constat că atât în acea perioadă, în ceea ce a însemnat perioada, să spunem, până la 1918, dar și în continuare, până în zilele noastre, comunitatea academică de Rădăuț este la cel mai înalt nivel din toate punctele de vedere. Și aș încheia prin ceea ce spunea un om al acestor locuri și
care are legături cu Colegiul Național de Profesori Muzache, valoarea unei școli este dată de valoarea oamenilor școlii. Iar din punctul acesta de vedere, oamenii școlii Colegiului Național Eudoxul Muzache sunt la cel mai înalt nivel. Și când spun oamenii școlii, mă refer atât la cadre didactice, la profesori, mă refer și la elevi, dar mă refer și la părinții elevilor. Prin urmare, vreau să mă refer la întreaga comunitate de lădăuți. Așadar, închei prin a ura tuturor la mulți ani. Până la 1871, aș dori să îmbrunez domnului director un album care a fost realizat cu ocazia acestui eveniment deosebit din viața românilor. Domnului președinte, care n-a putut fi astăzi aici, dar ne-a transmis și personal urările dumneavoastră. Mulțumim! În continuare, dăm cuvântul domnului Bogdan Lopin, primar al municipiului Rădăuți, pentru mesajul din partea administrației locale. Despre competențele dascălilor de la Colegiul Național Eudoxiu Curmuzachi s-au scris zeci de tomuri, sute de ziare și s-a vorbit în zeci de emisiuni medie. Ei sunt eroii care au ridicat vocația de dascăl pe cel mai înalt piedestal al profesiei. De ei ne vom aminti mereu, nu doar la acest aniversar, pentru că ei au șlefuit și au creat personalități. Pentru că, da, toți care au absolvit acest colegiu au ajuns personalități, fiecare în domeniul său. Pe parcursul acestor zile de manifestări, am regăsit în discursul dascălilor bucuria de a pomeni despre foști elevi, care astăzi predau sau lucrează în cercetare sau în diferite domenii, la vârful unei instituții prestigioase la nivel național sau chiar mondial. Sigur, ne bucurăm că au luat în bagajul lor numele colegiului și al Rădăuțiului, și sigur că ar fi de dorit ca toată contribuția geniului lor să fie primordial către România. Trăim vremuri grele, care uneori impun măsuri extreme, însă exodul tinerilor și a forței de muncă sunt chestiuni care ar trebui să ne preocupe spre a-i păstra acasă, participând activ la modelarea României. Rolul elevilor trebuie să fie unul determinant în luarea unor decizii ce țin de bunul mers al activităților școlare și sub nicio formă să nu fie neglijați. Colegiul Național Eudoxiu Curmuzachi este dovada vie că România educată reprezintă piatra de temelie a poporului român. Așa să ne ajute Dumnezeu și la mulți ani. În afară de acest lucru, doresc să vă ofer în numele Primăriei Municipiului Rădăuți, Colegiul Național de Eudoxiu Curmuzachi, o plachetă la acest aniversar, pe care scrie așa, dacă îmi permiteți să reproduc. Primăria Municipiului Rădăuți acordă Colegiului Național de Eudoxiu Curmuzachi plachetă de onoare la aniversarea celor 150 de ani de excelență în învățământul românesc, 150 de ani încununați de recunoștința generațiilor care au semnat firele cunoașterii în cartea Colegiului Național Eudoxiu Curmuzachi. Din partea primarului municipiului Rădăuți, vă doresc numai succes! Mulțumesc!
mulțumim, domnul primar, și din partea noastră o plachetă aniversară și aș vrea să fac o mențiune specială prin bunăvoința domnului primar și a firmei Eger. Liceul a beneficiat în această vară de o finanțare extrem de generoasă care a permis renovarea în totalitate a holului central al liceului. Iar cei care nu ați ajuns încă să vizitați liceul în noua sa formă, vă așteptăm cu drag. Prefect al județului Suceava și absolvent al Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzati. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați profesori, distinse oficialități și invitați, dragi elevi. Încep prin a mulțumi colectivului profesorat al Colegiului Eudoxiu Hurmuzati asta invitații de a participa la manifestările dedicate omagerii a 150 ani de învățământ în Poiana. Pentru mine personal este un moment de adâncă emoție să fiu alături de profesori, de colegi dragi, pe care mă leagă amintirea parte, a sărbătorirea 150 ani pentru care înființarea liceului pe care am absolvit. Vreau să vă mărturisesc una din cele mai stare momente ale vieții de lucean, dar și la discursurilor. De aceea, o să fiu foarte scurt și o să încerc să spun unele lucruri care vin din interiorul unui om care s-a născut, care a crescut și a învățat aici, și nu din perspectiva de prefect. În primul rând, vreau să spun elevilor, colegilor care sunt prezenți aici, cât de norocoși sunt în călătoria care vă va defini destinul, să știți că aveți alături de voi, oameni extraordinari, profesori dedicați. Vă rog să-mi permiteți să transmit rugând de adâncă conștiință. Mare mulțumesc profesorului Rucai, să știți că vă port pe toți în suflet. Generații de astăzi, elevilor, vreau să le transmit, să aibă încredere în ei, să-și urmeze visurile, să citească cât mai mult, să facă sport. Îmi amintesc acum cu emoție de momentele când participam la competiții sportive, reprezentam liceul cu mândrie sau participam la olimpiadele naționale. Și pentru că vorbim de spirit, spiritul liceului Hurmuzati, vreau să transmit un mare mulțumesc, vorbim dacă ești aici, pentru că ai ținut și ai păstrat colegiul datorează faptul că astăzi avem o echipă de handbal. Și pentru că vorbim de excelență și performanțe în educație, aprecierea mea modestă este că trebuie să vorbim în primul rând de caractere. Aceste lucruri unde se foresc viitoarele caractere. Nu putem vorbi onest, întotdeauna, despre tradiție, fără să ne apucăm cu drag asupra urbanismului cetății, fără să respectăm ceea ce ne-au lăsat înaintașii de care ne mândrim cu toții astăzi. Sâmbătă prezent, la un eveniment, am lansat o rugăminte, o invitație, dacă vreți, pentru identificarea unor soluții, pentru reabilitarea și transformarea unei clădiri emblematice a liceului nostru drag, care a găzduit timp de generații școala, a găzduit sala de sport. Și atunci vorbeam de identificarea fie unor proiecte, unor linii de finanțare europene, și sper că sunt alături aici în sală mulți absolvenți de Hurmuzati care își iubesc liceul. Și pentru că totdeauna este bine să vii cu ceva concret când vii cu provocări, vreau să știți, pentru că am discutat cu foști colegi, administrația locală, îi mulțumesc pentru deschiderea domnului primar, cu profesori și vin cu ceva concret. Indiferent dacă vom identifica linii de finanțare pentru această clădire sau poate prin donații, eu sunt primul care mă alături și din respect pentru liceul care m-a format și m-a dus așa unde sunt, viitorul salariu de prefectul voi dona pentru reabilitarea acestei clădiri. În încheiere, dați-mi voi să mă alătur și eu antrepăritorilor mei și să urez la mulți ani cu Hurmuzati.
alături de tot parcursul celor 3 zile, participând și la celelalte manifestări și în care ne-a spus în mod expres că dorește să participe în calitate de absolvent al colegiului, cu atât mai mult cu cât a fost coleg de clasă cu mai multe dintre cadrele didactice care astăzi activează la colegiu. Mulțumim, domnule prefect! În continuare, invităm pe domnul Florin Sinescu, subprefect al județului Suceava, de asemenea un absolvent al colegiului, să ne adreseze un mesaj la acest ceas aniversar. Mulțumesc, domnule director, în primul rând pentru invitație. Sunt profund emoționat să fiu, iată, la 10 ani, pentru că am avut ocazia să fiu și la plinirea celor 140 de ani tot aici, la Rădăuț. Și sigur, nu pot să nu mă gândesc la profesorul meu și să le mulțumesc la colegii mei, pentru că, într-adevăr, știm cu toții cei mai frumoși ani sunt anii liceului. Ani pe care am petrecut aici la Rădăuț, am absolvit și sigur astăzi, vrănânii cu această funcție de subprefect, nu este o performanță, așa cum ați menționat, domnule director, față de ceilalți care în această istorie de 150 de ani a colegiului, oameni academicieni, profesori care s-au manifestat în toate domeniile de activitate, și de aceea cred că, în cuvântul dumneavoastră, ați avut o mică eroare, domnule director. Ați vorbit despre simbolul local în educație. Ca fiind Colegiul Național, și eu cred că vorbim despre un simbol național în educație. Colegiul Național, Eudoxiu Urmuzache, a dat, cred, în toată această perioadă, oameni de valoare, oameni pe care îi regăsim la nivel național și internațional, și care, sigur, le fac mândri pe toți. Îmi amintesc, în anul 1988, eram în curtea liceului, la intrarea profesorilor în față, în luna iunie, împreună cu doamna dirigintă Jean Petruța, și făceam, sigur, fotografiile de final de sfârșit de 12 clase, alături de noi fiind domn și doamne care împlineau 30 de ani de la absolvirea liceului. Cu mintea mea de atunci, mă gândeam, zic, e mult până departe. Noi am împlinit în acest an 34 de ani de la terminarea liceului și ce pot să vă spun, că povestea frumoasă la Colegiul Național Eudoxiu Urmuzache merge mai departe, pentru că este vorba despre tradiție și performanță de educație. La mulți ani și mult succes! Mulțumim domnului subprefect Florin Sinescu, la fel ca și domnul prefect, absolvent al liceului. Nu știu de câte ori în istoria prefecturii, doi dintre cei trei conducători ai instituției au fost absolvenții acelui aș colegiu. Ne mândrim cu domniile lor. Mulțumim foarte mult! Este o zi pentru tot județul și pentru autoritatea locală. Este o zi importantă. Este un colegiu tehnic care a scos foarte multe personalități care sunt în țară și în străinătate. Unii le-au mai vorbit la acest microfon. Eu ce să vă spun? Vă spun că urez succes tuturor cadrelor didactice și elevilor care vor desfășura de acum încolo activitatea în acest important colegiu și să-l duc la standard mai înalt decât sunt acum. Mulțumesc frumos, la mulți ani colegiului Eudoxiu Urmuzache și multă sănătate și mult succes doresc! Mulțumim. Mulțumim, așa cum știm, la începutul să
mărțișoare la București, astfel încât avem astăzi reprezentanți ai parlamentarilor județului Suceava alături de noi. În continuare, vom oferi cuvântul domnului Bogdan George Păstrăv, consilier local în municipiul Suceava, reprezentant al domnului Ioan Balan, deputat în Parlamentul României. Bună ziua, domnule director, bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua oficialităților județului, elevilor și profesorii liceului Buzare. Învățământ, tradiții, cultură, dezvoltare și rezistență. Despre învățământ, despre rezistența noastră în limba română, între frontierele neamului nostru românesc, luptă în vorbi fără să pună la temelia acestei evoluții istorice pe care celelalte cu numim tradiții. 150 de ani de existența acestei școli de prestigiu, aceste instituții emblematice pentru învățământul românesc, înseamnă pe lângă multe altele, jefe, oameni valoroși, intelectuali, tradiții și rezistență. 150 de ani de învățământ românesc, în geografia acestor ținuturi, atât de vitregită de dramele istoriei, înseamnă că am învins timpul. Că ați învins cu toții și ați cerit idealul asumat cumva prin orientații noștri. Și când spun acestea, doamnelor și domnilor, iluștri invitați, vă aduc omagiu și memorie vii, tezaurul de admirație și recunoștință tuturor spiritelor luminate care au vedeat în toată această istorie generoasă, destinul, acestei instituții de învățământ, ce a modelat zeci de generații și mii și mii de destine. Tuturor pentru realizarea memoriei, omagie eternă și recunoștință înflăcărată. Reperele de performanță academice și culturală, care au marcat existența Colegiului Național de Drepturi Cumuzat și Redăuți, rămân în istorie scrise cu litere de aur, la nivel personal, la nivel de comunitate, la nivel de neam. La nivel național, tradiția validează faptul că un neam a fost pe parcursul istoriei sale un număr de întâlniri care au găsit timp și resurse interioare ca să privească lumea și să o conteze, să o schimbe, să o modernizeze. Care au căutat să înțeleagă, apoi să o vorbească educațional, cultural, în urma unei comunicări cu Dumnezeu. Dar știm toți, nimic fără Dumnezeu. În această cheie a trebuit să gândim și să ne vedem viitorul. Mulțumesc și la mulți ani! Mulțumim pentru mesaj, domnului deputat Ioan Balan, prin reprezentantul pe care domnia sa l-a trimis alături de noi astăzi. Emitem în fața dumneavoastră pe domnul Mihai Reman, consilier la biroul parlamentar al domnului deputat în Parlamentul României, Eugen Pejinariu, pentru a ne transmite mesajul domniei sale. Sfărmâine, bună ziua! Onorată audiență, doresc să vă transmit un sincer mesaj de la mulți ani din partea domnului deputat Eugen Vejnariu. Când spui Eudoxul Urmozachi, spui educație, tradiție și performanță. Domnul deputat este, cum bine știm, legat atât prin numeroasele evenimente la care a participat în cadrul acestui colegiu, cât și prin rudele domniei sale care au fost profesori, directori, unii fiind profesori chiar și în momentul de față. Alese apreciere, domnule director, pentru această manifestare unică la nivel local, poate chiar național, atât dumneavoastră cât și tuturor celor implicați. Nu pot să nu-mi aduc aminte cu drag de perioada când am fost membru în Consiliul de Administrație a acestei unități, de buna colaborare care am avut-o cu domnul director, dar în același timp nu-mi aduc aminte cu emoție de multele manifestări culturale la care am participat împreună cu domnul profesor Petru Bejnaru, împreună cu domnul profesor Luca Bejnaru, împreună cu doamna Carmen Andronachi, împreună cu domnul Marian Ola. Ales aprecieri tuturor, Doamne ajută în continuare! Mulțumim domnului deputat Eugen Vejnariu, care ne-a transmis cuvântul domniei sale prin intermediul domnului Mihai Reman, care așa cum a precizat că cu bună perioadă de timp a fost membru în Consiliul de Administrație al Colegiului și așa cum spunea domnul Reman, domnul deputat are o strânsă legătură cu liceul prin membrii familiei care au activat sau activează în continuare cadrul liceului. Mulțumim!
Invităm în fața dumneavoastră pe domnul profesor Gabriel Matei, inspector școlar general adjunct, pentru a ne transmite mesajul din partea inspectoratului școlar județean Suceava. Este normal și firesc să ai emoții în momentul în care vii în fața unui asemenea public, unui asemenea auditoriu și credeți-mă pe cuvânt că le am acele emoții. Vă felicit încă o dată. Mi-aș aduce aminte de vorbele lui Eminescu care spunea la un moment dat școala românească va fi bună atunci când nu vor avea fi părinți, părinți săraci și vițioși și copii goi și bolnavi, administratori superficial. Se pare că aici, la această școală, superficialitatea nu a avut niciodată nicio șansă de izbăvire. Vă felicit, succes și în tot ceea ce întreprindeți, veți avea în continuare sprijinul inspectoratului jurului în școală de țară. Felicitări încă o dată! Mulțumim, domnul inspector școlar general adjunct Gabriel Matei, reprezentantul inspectoratului școlar al județului Suceava, pentru că domnul inspector școlar general Grigore Bocanci a transmis cuvântul Ministerului Educației și prezența alături de noi și a domnului inspector școlar general adjunct, am conjurat că este firească să fie marcat așa cum se cuvine. În cele ce urmează, îl invităm să ne adreseze un mesaj pe domnul profesor dr. Daniel Hrenciuc, inspector școlar pentru disciplina istorie, în cadrul inspectoratului școlar județean Suceava. Legate de parcursul meu la Colegiul Național Iudățul Muzac. Și mi-aduc aminte foarte bine de momentele în care, în anii 80, elev la Liceul Muzachii, aveam discuții și dezbateri extrem de interesante, dincolo de, să spunem, canoanele totalitarismului comunist, cu profesorii care astăzi nu mai sunt. De aceea mă îndrept cu multă recunoștință către memoria lor, pe evoc de câte ori pot, în cadrul lor manifestări specifice, pentru că, dincolo de toate, de formalism, de aprecieri, întotdeauna aproape de sufletul meu. Este vorba despre distinsul profesor de filozofie, Gabriel Crăciun, cel cu care am parcurs ani pe drumul filozofiei, discutam filozofie în anii 80, așa cum nu discutam, să spunem, în manuale, pentru că manualele erau destul de cel care a avut curajul să vorbească, repet, despre Bucovina, despre Bucovine, în momente extrem de dificile. O pioasă recunoștință pentru cel care a fost Petru Dejinaru și pentru locul pe care el trebuie meritat să-l ocupe în memoria comunității educaționale din municipiul Rădăuț. Am fost în același timp extrem de apropiat de profesorul Anton Romen, un profesor excepțional din toate punctele de vedere, o vreme și manager al liceului, un om care și-a pus amprenta asupra multor generații și, înainte de toate, un om care nu și-a abandonat convingerile
după 1990. A rămas același domn integru, același domn pe care l-am iubit ca profesor, pentru erudiția așa și pentru încrederea pe care mi-a acordat-o în anii de liceu. Unde se duc cei care se duc, spune la un moment dat Dimitrie Lodin. Sunt cei care ne-au marcat, ne-au format, ne-au inspirat, ne-au dat încredere, ne-au învățat să respectăm, să dăruim și în același timp să rămânem oameni. Cred, sunt absolut convins, comunitatea de la Eudoxiul Muzachin va rămâne aceeași comunitate generatoare de excelență, o comunitate care stimulează, difuzează și promovează profunzimile, o comunitate a cărui brand este, a spus, național și internațional, prin miile de absolvenți, ajunși în funcții și în posturi deosebite înalte, mă gândesc la sfera spirituală, evident, în primul rând și înainte de toate, și doresc acum, pe final, să urez colegilor de la Eudoxiul Muzachin să rămână mereu aceiași, să genereze în continuare performanță, să rămână același reper într-un peisaj educațional care de multe ori a fost mult prea fluid. Așadar, la mulți ani, dragi colegi, distinsă audiență, la mulți ani cu Muzachin. Mulțumim domnului inspector, aflat așadar în dublă ipostază și de absolvent al colegiului, ca de altfel și alții antevorbitori, cu care de altfel avem o bună colaborare. Nu numai departe, în primăvară am organizat împreună centenarul încoronării de la Alba Iulia, dar și alte manifestări cu specific cultural, precum comemorarea Holocaustului și altele. Mulțumim! Din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, limităm acum pe domnul profesor Angelo Cătălin Băbuță, inspector școlar pentru disciplina matematică. Domnule director, onorată asistență, cu emoție sunt acum în fața dumneavoastră și este greu să vorbești după discursurile ținute de predecesorii mei, personalități ale județului, foști absolvenți, foști colegi și mă bucur, domnule prefect, să vă întreb. Vreau să spun două cuvinte. Recunoștință și respect. Recunoștință pentru tot ceea ce au făcut cadrele didactice pentru noi, foștii absolvenți, și aici mă refer și la copiii mei, pentru că cei doi copii ai mei sunt tot absolvenți de Muzachin, și sunt convins că nepoții vor fi și ei absolvenți de Muzachin, pentru că aici predomină calitatea. Aici se face o adevărată educație. Respect. Respect, domnilor profesori, respect pentru tot ceea ce faceți. Și mi-aduc, vreau să o menționez aici pe doamna dirigintă, pe doamna Elena Nanu, datorită căreia eu am îmbrățișat meseria de profesor de matematică. La mulți ani, Eudoxiul Muzachin. Mulțumim domnului inspector care s-a aflat aici în triplă ipostază de absolvent, părinte a doi copii care au finalizat studiile la colegiul nostru și, bineînțeles, inspector de specialitate de matematică, sau aș putea spune chiar cuvadruplă, pentru că în îndelungata perioadă în care a fost director al Liceului Tehnologic Ion Nistor din Bicovul de Sus, am avut numeroase colaborări, numeroase parteneriate și mi-aduc aminte, spre exemplu, în 2018, cum am organizat împreună România Pitorească, un proiect de mare anvergură și am reușit să-l ducem la capăt, realizând un adevărat succes atunci împreună cele două licee. Mulțumesc, domnule inspector! Atestă faptul că școala găsește un sprijin real din partea administrației centrale, județene și locale. Mulțumim încă o dată tuturor antevorbitorilor și ne exprimăm gratitudinea
pentru frumoasele și emoționantele mesaje adresate Colegiului Național Dr. Hurmuzachi în acest moment solemn. Artele reprezintă o dimensiune importantă a formării unei personalități anonimoase. Doi elevi talentați ai colegiului, Maria Mora și Sergiu Chelba, vor îmbina muzica și poezia pentru a ne oferi bucuria înălțării prin frumos. Să ascultăm aici. Atât de importante pentru prezent și viitor. Avem onoarea de a-l invita pe scenă pe domnul profesor universitar dr. Mihai Dinean, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Beneficiem de rolul muncii dumneavoastră prin studenții pe care îi avem de la acest colegiu și prin performanțele pe care ei le-au în prezent și le-au avut în toată această perioadă de existență a universității. De aceea, împreună cu conducerea universității, aș dori să acordăm diploma de excelență Colegiului Național Ortodoxul Hurmuzache din Rădăuți pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului național în Bucovina. Domnule director. Totodată, medalia cristal a Universității pentru. Mulțumesc.
știm foarte mult din despre Cancelarie Suceava, cu care suntem colaboratori direct prin faptul că le furnizăm zeci, sute de absolvenți anual care devin studenții valoroși ai Universității Sucevene și știm prea bine că Universitatea se află în topul universităților românești în diverse domenii și în topurile internaționale. Și acest lucru, credem noi, că se datorează și unora dintre absolvenții noștri care studiază la Suceava. Noi înșine, o parte dintre cadrele didactice ale colegiului, fiind produsul Universității Ștefan cel Mare Suceava, mulțumim și domnului rector Valentin Popa, care nu a putut fi astăzi prezent aici, și celorlalți domni prorectori, între care domnul Mircea Diaconu a fost prezent la simpozionul științific pe care l-am organizat ieri. Mulțumim mult, domnul prorector Dimian. Însă, educația trebuie să rămână prioritară. Și, indiferent de vremurile prin care trecem, da, trebuie să depunem întregul efort pentru a educa tinerea generației pentru viitor. De aceea, mă voi referi în special la prezent și viitor, spunând că este nevoie de creativitate. Trăim într-o lume înconjurată de dispozitive inteligente și creativitatea poate fi principala noastră calitate ca oameni în ceea ce privește viitorul societății, viitorul economiei. Și mă bucur să văd că primul cuvânt asociat acronimului dumneavoastră și pe această prezentare este creativitate. Însă, trebuie să lucrăm împreună pentru a pune în practică această dezvoltare a creativității tinerilor noștri. Pe de altă parte, este nevoie de educație interdisciplinară. Vorbim despre multidisciplinaritate. O aplicăm într-un mod foarte bun, dar este timpul să lucrăm împreună, ca o echipă, așa cum vedem și aici, către o educație interdisciplinară a tinerilor noștri. Este nevoie de inițiativă civică, este nevoie de antreprenoriat și aici cred că împreună putem contribui la dezvoltarea tinerilor, atât din colegiul noastră, cât și ulterior în universitate, pentru a-i pregăti în acest sens. Și profit de faptul că sunt atâtea oficialități aici și le transmit un mesaj, cred că, în acord cu astfel sau sunt în asemenea noastră, le spune investiți în educație, investiți cu încredere în educație, și cu siguranță această investiție o veți recupera în 10 ani viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule prorector, și într-adevăr, educația este un proces continuu și trebuie interconectat. Invităm în cele ce urmează să ne adreseze un mesaj pe domnul profesor universitar, dr. Florin Pintescu, decan al Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare, Suceava. Domnule director, distinși invitați, onorată asistență, felicitări pentru această manifestare magnifică care cred că depășește nivelul regional și se încadrează într-unul național. Urmărind imaginile și spusele antevorbitorilor mei, aș putea să spun că liceul
Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi a avut o traiectorie foarte interesantă. A pornit de la internațional, a trecut printr-o etapă națională și din nou se află într-o etapă internațională, unde îi urăm să rămână în continuare. Primul director, Ernst Rudolf Neubauer, cel care l-a descoperit și pe Mihai Eminescu al nostru și pe Carl Emil Franțos, netrecutul povestitor despre Bucovina, era reprezentantul unui imperiu multinațional cu rol asumat de răspândirea culturii și civilizației în răsăritul Europei. În 1910 aveam începuturile, să zicem, unui învățământ românesc aici, la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi. 1910 a fost un an important în istoria Bucovinei. Atunci s-a pus în practică celebrul Ausgleich, celebrul compromis politic și cultural din cadrul monarhiei bicefale. Vine 1919, când pentru prima dată liceul se numește Eudoxiu Hurmuzachi. A fost evocată aici personalitatea acestui mare bărbat al Bucovinei. Vorbesc doar despre dimensiunea istorică. Aici este inițiatorul colecției Eudoxiu Hurmuzachi. A studiat ani de zile în arhivele vieneze, a plătit din banii săi copiile documentelor care au constituit primele 5 volume ale prestigioasei colecții. În perioada interbelică am avut încă această continuitate a tradiției bucovinene, acestui filon de cultură și civilizație central-europeană. A venit însă aici românii. A venit Eckert, a venit Schweighofer. Ultima împădurire a Bucovinii serioasă de amploare s-a făcut în 1912, de către austrieci, înainte de Primul Război Mondial. Și din nou avem această dimensiune internațională a colegiului, avem această dimensiune internațională a orașului, care merită prezervată, păstrată și, bineînțeles, amplificată. Amplificată pentru a obține excelența în educație și în oricare alt aspect al vieții sociale. La mulți ani, Eudoxiu Hurmuzachi, la mulți ani, Rădăuț, la mulți ani, Bucovina. Și eu domnului decan, care a fost și profesor în timpul studenției, așa că prezența dumnealui și intervenția dumnealui este una specială pentru mine. Mulțumesc, domnul profesor. Mulțumim și, în continuare, ne bucurăm să o avem alături pe doamna conferențiară universitar doctor Camela Ignatescu, decanul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Da, doamna decan a avut o urgență și a trebuit să plece. Atunci vom introduce următorul vorbitor. Așadar, alături de noi va fi domnul profesor inginer Laurențiu Dan Milici, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Tuturor celor care s-au intersectat de-a lungul vieții cu
prestigioasa instituție. Ce aș vrea să subliniez este că, desigur, nu s-au spus suficiente despre trecutul extraordinar al acestui colegiu, dar aș vrea să subliniez încă o dată, acum, aici, faptul că prezentul ar trebui să conteze mai mult și că, în acest moment, prezentul învățământului din Rădăuți spune totul despre efortul celor de aici în a își face datoria și mai mult decât atât în a ridica nivelul zonei și a prestigiosului oraș. Aș vrea să subliniez faptul că aici, în Rădăuți, în acest oraș, în acest liceu, au învățat foarte multe persoane care au dat dovadă de inteligență, de creativitate și cred că cea mai mare valoare a acestei zone, pe lângă tot ce s-a vorbit până acum, îl reprezintă tinerii din acest liceu. De aceea aș vrea să închei prin a sublinia efortul pe care cei din profesorii și elevii liceului îl fac în acest moment pentru a ridica nivelul zonei și mai mult decât atât, pot să spun că principala valoare a Rădăuțului reprezintă tinerii acestui oraș. De aceea aș vrea să ofer o medalie care reprezintă creativitatea Universității Suceava și să o ofer, în primul rând, profesorilor și elevilor acestui liceu, acum, la 150 de ani. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului decan Milici. Cu dumnealui avem o colaborare mai veche. Am făcut acum câțiva ani chiar un curs de formare, dacă mi amintesc bine, cu domnul profesor. Da, cu domnul Milici am avut și noi un curs de formare prea română. Avem o colaborare foarte veche. În continuare, dăm cuvântul domnului Mircea Ierimescu, vicepreședinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Salutul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina la aniversarea 150 de ani de la înființarea Colegiului Național Rădăuți Sucru Muzac de Rădăuți. Stimate corp didactic, dragi elevi, stimați prezenți. În aceste momente solemne, prilejuite de jubileul de 150 de ani al uneia dintre cele mai cunoscute școli ale Bucovinei, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, care a împlinit și ea în acest an venerabil la vârstă de 160 de ani, aduce un cald mesaj de recunoștință și admirație pentru Colegiul Național de Rădăuți sărbătorit înălțător astăzi. Munca rodnică de un secol și jumătate depusă de această vrednică instituție de cultură a avut ca rezultat multe generații de oameni instruiți și cu ales simț național, puși la dispoziția națiunii ca specialiști și cetățeni. Parteneriatul generos oferit altor instituții sau asociații private cu scop cultural și de ajutor social a asigurat dezvoltare civică în această parte a țării, concordie socială, bunăstare și propășire națională. Pe vremurile Bucovinei întregi, Societatea pentru Cultură a oferit ajutor celor ce aveau să fie mari profesori ai liceului de altă dată. Amintind doar faptul că în perioada interbelică, fiind studenți la Universitatea din Cernăuți, profesorii Eras Viforeanu, Dimitri Moloce și Vasile Preco s-au întreținut prestând muncă de pedagogi,
la internatul de băieți români al societății. În același timp, viitorii profesori de oțel, Traian Galam și Gheorghe Fitic, au coordonat și susținut cursuri la Universitatea Țărănească a societății, care își desfășura activitatea într-unul din cartierele din capitala istorică a Bucovinei. În condițiile Bucovinei împărțite, Societatea pentru Cultură și-a găsit sediu, sperăm vremelnic, în Rădăuț. Reînființarea acesteia în 1990 s-a făcut cu ajutorul consistent și competent al Liceului Rodoxului Muzac. Rolul fostului director Petru Bejinariu fiind de prim ordine. Mai târziu, directorul Marian Olaru a fost secretar și vicepreședinte al societății, iar doamna directoare Carmen Andronachi a îndeplinit funcția de președinte. În acest an aniversar, profesorul Corvin Bejenaru și dumnealui vicepreședinte actual, comitetul actual al societății, au organizat și coordonat un ciclu de manifestări culturale desfășurate la Suceava și în alte localități ale județului, dedicate Colegiului Urmuzac. Numeroase activități culturale naționale au avut loc sub patronajul societății, chiar în școala sărbătorită. Pentru toate acestea, mulțumim colegiului și dorim continuarea în pace și bunăstare a drumului de mare folos public și onoare pe care a plecat cu 150 de ani în urmă. La mulți ani, Rodoxul Mozache, președinte al societății, profesor universitar dr. Liviu Pan. Mulțumim domnului inginer Mircea Chirmescu, care ne-a fost de un real sprijin în realizarea unei expoziții documentare extrem de valoroase, pe care o puteți viziona expusă pe holurile liceului și care va rămâne până la sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, președintele societății este absolvent al colegiului. Mesajul din partea bibliotecii județene Ilie Spira va fi transmis de domnul director Gheorghe Gabriel Cărăbuș, pe care îl așteptăm să ni se alăture. Grație. Nu doresc să vorbesc foarte mult, fiindcă deja orele sunt înaintate și bănuiesc că publicul așteaptă și momentul artistic care urmează, însă nu pot încheia înainte de a ura la mulți ani, de a felicita pentru această frumoasă aniversare. Deci, la mulți ani și mult, mult succes în perioada anilor care urmează, fiindcă elevi bine îndrumați vor aduce, așa cum s-a spus, o valoare în plus, un adaos pentru ceea ce înseamnă comunitatea rădăuțeană. Încă o dată, felicitări! Mulțumesc și eu domnului director al Bibliotecii Județene, care iată că așadar poartă numele renumitului filolog Ghe Zghiera, absolvent al colegiului nostru în urmă cu mai bine de un secol. O invitam pe scenă pe doamna Angela Zarojan, director al Teatrului Municipal Matei Vișnei, din Suceava. Sunt bucuroasă că particip, putea spune eu, la un moment istoric și țin să vă felicit, doamnele și domnilor profesori, dragi absolvenți, dragi mei și stimați părinți, pentru ceea ce se întâmplă aici la Colegiul Național Rodoxul Muzac. Ce se întâmplă? Performanță la superlativ. Vă doresc să vă bucurați în toată inima de această sărbătoare și pentru că aici, la Colegiul Național Rodoxul cu Muzache, cultura face casă bună cu științele exacte și pentru că Rădăuțul este orașul marului dramaturg, Matei Vișnei, și chiar cu poartă cu mândrie acest nume, îl invit lângă mine pe domnul director al Gran Puiu pentru a-i oferi o diplomă de excelență, ambasador al Teatrului Municipal Matei Vișnei Suceava, pentru Colegiul Național de Rodoxul Muzache, simbol al învățământului din Bucovina și promotor al teatrului la celebrarea 150 de ani de existență.
primă, doamna director Angela Dorojanu. Mesajul domnului Eugen Pantaj, vicepreședinte al Centrului Cultural de Adoxe cu Muzac din Cernăuț, este transmis astăzi de doamna Alina Ministre. Cercul acestei perfecțiuni, fără ca noi să ne amintim de comunitatea românească din Cernăuț. Voi citi mesajul Consiliului Central Cultural Român Eudoxie Cruzachii din Cernăuț. Centrul Cultural Român Eudoxie Cruzachii din Cernăuț felicită Colegiul Național Eudoxie Cruzachii de Rădăuț cu prilejul frumoasei aniversări de 150 de ani de activitate. Prin înființarea acestei prestigioase instituții și susținerea consistentă din partea capitalei Bucovinei, de unde a venit și primul ei director, Rădăuțul s-a transformat într-un important centru de învățământ din Bucovina, care a dat științe și culturii române și europene personalități de mare calibru. Centrul Cultural Român Eudoxie Cruzachii din Cernăuț apreciază și nu uită sprijinul moral și material acordat de conducerea colegiului la deschiderea sediului nostru în Cernăuț. Gazdă primitoare, colegiul a răspuns întotdeauna solicitărilor comunității din nordul Bucovinei și a pus la dispoziția delegațiilor ei participanți la diverse evenimente culturale în Rădăuț, Căminul și Cantina sa. Având același patron spiritual, transmit în salut nostru frățesc colectivului didactic, actualilor și foștilor elevi, pentru care colegiul a continuat cu adevărată constelație a înțelepciunii. La acest aniversar vă dorim mult bine, prosperitate, succese, vigoare și performanțe, noi împliniri în nobila dumneavoastră activitate. Spor la carte, dragi elevi! La mulți ani, dragi colegi naționali Eudoxie Cruzachii, scump simbol al învățământului de elită din Bucovina. Mulțumim fraților noștri de la Centrul Cultural, care iată, au același patron spiritual, emblematica personalitatea lui Eudoxie Cruzachii și, bineînțeles, doamnei Mălina Ițoaie, care ne-a transmis acest mesaj din partea Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, partener al Centrului Cultural Eudoxie Cruzachii din Rădăuț. Cernăuțul. Acum îl vom invita să ni se alăture pentru a oferi un mesaj aniversar pe domnul profesor Liviu Gheorghe Hatnean, coordonator zonal al Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie și director adjunct al Colegiului Național Eudoxie Cruzachii Rădăuț în perioada 2007-2013. Văd aici în sală pe doamna inspector Tatiana Vânturi, să-i mulțumim că l-a adus în județul Suceava și din 2005 în orașul Rădăuț, când a pornit prin trei școli, Colegiul Cruzachii, Școala Bogdan Vodă și Școala Regina Elisabeta. Iar astăzi, țin să vă spun că sunt toate școlile gimnaziale
sunt ecoșcoli, constituite prin colegii și o grădiniță. Și foarte multe școli participante în acest program, care cuprinde încă 7 subprograme. Să dau cuvântul. Stimați participanți la sărbătoarea Colegiului Național Dr. Muzache, crezăută de 50 de ani de existență. Ca reprezentant în România a celei mai mari organizații din lume, care dezvoltă programe educaționale de protejare a mediului și reunește 81 de țări, Foundation for Environmental Education, FEE, și al unui program mondial de anvergură implementat în România de 23 de ani, programul internațional EcoSchool, care se derulează în 78 de state ale lumii, vă urez cu această ocazie să aveți același drum lin și plin de rezultate excepționale în educarea tinerilor pe care îi primiți cu atâta dragoste în liceul dumneavoastră de prestigiu. Apreciez că parcurgerea a 17 ani de ecoșcoală, care subsumează celor 150 de ani de învățământ de calitate din colegiul respectiv, reprezintă garanția că educația din România este pe mâini bune și mediul în care trăim este prețuit și apărat prin numeroase acțiuni de voluntariat desfășurate de-a lungul timpului de elevi și profesori în egală măsură. Toate lecțiile de evaluare a activităților din program pe care le-am făcut de-a lungul timpului în colegiu au atestat importanța pe care elevii o acordă pregătirii lor pentru viață, interesul pe care îl au pentru proiectele, programele și campaniile de mediu desfășurate. Au fost premiați la nivel, național de organizația noastră și la nivel internațional de către FEI, tinerii liceeni rădăuțeni interesați de problemele comunității pe care le-au prezentat în articole și filme jurnalistice cu care au concurat alături de semenii lor prin alte țări. Cu aceștia ei au putut interacționa atunci când au fost selectați de către Centrul Armatul de Armele de Geocologie, să participe alături de profesorii lor coordonatori la întâlniri internaționale de unde s-au întors mai bogați în idei pe care le-au putut aplica în alte proiecte desfășurate. S-a demonstrat astfel că acești tineri reprezintă o mândrie nu numai pentru colegiu, ci pentru întreaga societate din care fac parte. Activitatea educativă desfășurată în colegiu este performantă și benefică pentru întreaga comunitate locală, dar mai ales pentru tinerii care își dezvoltă personalitatea prin implicarea directă și prin pregătirea de care beneficiază într-un colegiu cu prestanță și recunoaștere națională. Este de remarcat și apreciat munca de calitate a conducerii instituției și a tuturor dascărilor, dar mai ales faptul că în codul deontologic al dascărilor din această instituție sunt înscrise idealurile, valorile și angajamentele morale fundamentale în baza cărora își exercită nobila lor profesiune. Vă felicit pentru o continuitate de care ați dat dovadă în formarea unor tineri demni și bine pregătiți pentru viață, dar și pentru performanța educației de mediu, fără de care nu se pot forma oameni de bază ai societății din care se pregătesc să facă parte aceștia. Personalități complete și echilibrate care vor marca și dezvolta comunitatea rădăuțeană în care s-au născut și apoi și-au dezvoltat calitățile și potențialul intelectual. Cu această ocazie, rog conducerea școlii și coordonatorii Ecoșcoala să vină să preie cel de-al doilea steag verde de către instituție, care trebuia acordat în 2020, dar că pandemie nu s-a putut acorda. L-am adus de la București și își vreau să vină, vă rog, coordonatori și coordonatorii Ecoșcoala. Este cel de-al doilea steag verde. Felicitări, îmi mulțumesc tuturor colegilor voluntari care au reușit 6 ani, am foarte multe proiecte educaționale și vă doresc în continuare mult succes în toate activitățile care le desfășoară în continuare. Mulțumesc! Mulțumim domnului profesor, profesorul adjunct al colegiului. Dumnealui va mai urca pe scenă într-un moment care nu e prea îndepărtat. Domnul profesor Gabriel Hartmann, directorul adjunct al Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava, este mesagerul Alianței Colegiilor Centenare. Așadar, îl așteptăm lângă noi. Stimați elevi, astăzi, de ieri, de-alaltie,
pentru că de un fel sau altul toți sunteți, ați fost și sunteți în continuare ele, dacă nu acestui colegiu sau dacă nu aveți legătură cu, direct cu acest colegiu, cum aveți legătură cu Bucovina, sunteți cu sau fără voie voastră în proiectul Bucovina Educată, Bucovina Tolerantă, Bucovina Civilizată, Bucovina, cea care a fost în 1774, și eu îmi văd că domnul profesor Ocon a fost și mai mulțumesc, și 1918, un model de toleranță, de civilizație, de cultură și elemente de, care țin de contemporaneitate, de valori actuale. Aș vrea să spun sigur, înainte de a ajunge la această prezentare, vreau să spun doar un singur lucru. La 1774, toată lumea și începe cum arăta această regiune, nu avea nici măcar un nume prea sigur, nici un teritoriu prea sigur. În 1918, după 144 de ani de, mă rog, unii spun stăpânire străină, nu știu dacă e numele acesta corect, Bucovina a trecut, citesc ca să fiu exact, de la 74.000 de locuitori la 794.000 de cu creștere de peste 10 ori. Și în ceea ce privește știința de carte, că e Bucovina în 1918, avea 47% știutori de carte, mai mult decât media din România. Moldova era 39%, Muntenia 41%. Și de asemenea era una dintre cea mai urbanizată regiune a României. 28,6 locuitori urbani, mult peste media României. Și acum să revin. Școala, sau mă rog, ideea care vreau să o susțin este să o prezint, este următoarea. Sărbătorim astăzi 150 de ani. Părerea mea este nu astăzi. Ieri, mâine, acum o săptămână, peste 3 săptămâni, în permanență, această activitate, această desfășurare care se numește Educația la Colegiul Național Eudoxul Dumăzache, este o sărbătoare permanentă. Sunt 150 de ani de rezultate deosebite, sunt 14.000 de absolvenți, 700 de profesori care au format și formează nucleul dur al acestei instituții. Sărbătoarea acestei școli este o sărbătoare permanentă. Astăzi facem sărbătorim 150 de ani, 150 de ani și o zi, peste un an o să fie 151 de ani, dar în permanență o sărbătoare a excelenței și a educației. Și în sfârșit am ajuns la subiectul a ceea ce vreau să spun. În 2008, Colegiul Național Sfântul Sava, domnul profesor Cazacu, care era director acolo, a inițiat o asociație a celor mai performante școli. În ordinea în care am lucrat în acea alianță, Alianța Colegilor Centenare, primii au fost colegii de la Micu Gane Fărdiceni, apoi a fost Ștefan cel Mare Suceava, apoi Eudoxul Muzache Rădăuț și de câteva zile Dragoș Vodă Câmpul Lung. Nu într-o ordine a valorilor, ci pur și simplu în ordine în care am aflat de această asociație și am dat, nu neapărat de admitere, dar este ceva destul de complicat acolo. Iar domnul Cazacu, care răspunde de un fel sau altul de desfășoarea acestei activități, sunt în prezent 90 de colegii centenari care fac parte din această alianță, a trimis cu bucurie și încântare o diplomă de excelență pentru acest colegiu și pentru domnul director. Diploma de excelență, 150 de ani, pentru Colegiul Național Eudoxul Dumăzache. Și dacă mă gândesc, cred că asta este discursul. Am citit și este foarte frumos. Din partea domnului Cazacu, președintele Alianței Părintelor Centenare. Elevii colegiului nostru ne fac cinste nu doar prin rezultatele școlare de excepție, ci și prin talentul lor artistic deosebit. Să-i urmărim cele ce urmează pe elevii Ioan Onesemiu, Manuela Costache, Matei Pâșcu.
mult mister de Mihai Horodnic. Mult mister ascunde apa în adâncul ei de unde, când, cu farmece de aur, luna-ntrân să le pătrunde. Zgomotoase unde repes, saltă tremurând pe prunt și, în fundul plin de taină, mândru farmechele ascund. Codrii vechi de veacuri multe, fața lor pururea verde, oglindesc în undolină și-a lor freamă li se pierde. Tremurând pe aripi de vânturi și ducând o doină sfântă, cer și valuri și pădure, toate plâng și toate cântă. Numai eu, tăcut și palid, rătăcesc pe mal de apă și, uitându-mă în unde, las privirea ca să-mi scape pe întinderi necuprinse unde lin se oglindește farmecul de cer cu stele. Tremurând, luna lucește și, lăsându-și fața mândră, blânda lumilor fecioară, apele aprinde în vaduri și în ele se coboară. Scrisoare de toamnă, din Mihai Horodnic. Trăsuri care vin într-una și merg, cotesc la răscruce și zare să șterg. Și focul de toamnă s-aprind pe la vete, la moară porumbul se sfarmă între pietre. Și apele sure voiesc la răsplace, iar toamna își aduce toți nori încoace. Cu sufletul strâns între teascuri de cramă, stau zilnic la geamă și toamna mă cheamă. Și zilele-s toate mai triste și reci, se pleacă inimi plângând pe poteci și plopi și rața margini de drum. Se înfind tot mai tare în nori de fum și linii răzlețe pe cerul înseamnă și frunza și-o scutură în cântul de toamnă. În suflet, puhoi de amintire se strânge și-n geam bate toamna de afară și plânge. Mm-hmm.
foștilor directori.
Mulțumim! Este unul dintre momentele pe care ni le-am dorit foarte mult și l-am așteptat cu mult drag. Acela al evocării directorilor, celor care s-au pus în slujba unității școlare de-a lungul timpului și de a-i felicita, de a le conferi întreaga noastră gratitudine celor care se află printre noi. Până atunci însă am să dau citire listei tuturor directorilor pe care colegiul i-a avut de-a lungul timpului, în ordine cronologică. Ernst Rudolf Neubauer, 1872-1881. Nicolae Ustionovici, 1881-1883. Heinrich Clauser, 1883-1906. Gabriel von Mohr, 1906-1914. Ioan Chelariu, 1914-1918. Nicolae Bucaciuc, 1918-1919. Emanuel Isopescu, 1919-1937. Ilie Vișan, 1937-1938. Valerian Toroz, 1938-1944. Ștefan Hibescu, 1944-1945. Ilie Rotaru, 1945. Ilie Vișan, pentru a doua oară, 1945-1947. Ion Grămadă, 1947-1948. Victor Boțocan, 1948-1949. Erast Viforeanu, 1949-1951. Ervin Abramovici, 1951-1956. Erast Viforeanu, al doilea mandat, 1956-1972. Anton Romenco, 1972-1982. Petru Vecinariu, 1982-1997. Marian Olaru, 1997-2001. Gheorghe Colban, 2001-2005. Marian Olaru, al doilea mandat, 2005-2012. Carmen Andronachi, 2012-2016. Florin George Popovici, 2016-2017. Iar directorii adjunți au fost următorii: Mihai Botez, 1956-1972. Mircea Coreac, 1972-1978. Miroslava Dascălu, 1978-1982. Viorica Goreac, 1982-1990. Ștefan Botezat, 1990-2002. Carmen Andronaghi, 2002-2006. Liviu Gheorghe Hatnean, 2006-2013. O să invit acum să vină alături de noi, pe cei care se află în sală, și anume pe domnul Marian Olaru, pe doamna Carmen Andronachi, pe domnul Florin Popovici, pe care îl avem în față deja, pe domnul Mircea Gorea și pe domnul Liviu Gheorghe Hatnean. Au fost permanent împreună cu noi și ne-au ajutat în derularea activităților. Domnul Florin George Popovici. Domnul Mircea Goreac. Domnul Liviu Gheorghe Hatnean. O să te rog acum să ne adreseze câteva cuvinte pe
domnul Marian Olaru și pe doamna Carmen Andronache. O să-i rugăm să fie extrem de succinți, precum și pe ceilalți care vor urma, pentru că trebuie să ne încadrăm într-un anumit deadline orar, prin faptul că urmează filarmonica la o oră destul de fixă. Care și-a ajuns? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi elevi, stimați părinți, dragi oaspeți, stimați colegi. Este pentru mine o onoare să fiu în fața dumneavoastră, dar să știți că este greu să învin două dintre dorințele mele de a vorbi. Despre ce am făcut eu sau împreună cu colegii mei în perioadele menționate, am scris în 2005, 2006, 2008, 2012, în anuarele și monografiile colegiului, care, într-un fel sau altul, continuau activitatea începută la 100 de ani de către colectivul didactic, care atunci era coordonat, între alții, de domnul profesor Goreac. Este, deci, necesar să vorbesc despre a doua calitate, și anume vin în fața dumneavoastră pentru a vă spune că la Răzăuți funcționează de 30 de ani de zile o instituție care se numește Institutul Bucovina al Academiei Române. Vorbesc în această calitate pentru a vă spune că nu este o întâmplare. Cum nu este nicio întâmplare faptul că în 1918 deascării de la Cumuzache au ales numele de Eudoxiu Cumuzache în detrimentul celui de Bogdan Vodă pentru liceul pe care îl celebrăm astăzi. Este deci o continuitate, pentru că Eudoxiu Cumuzache, după cum ați aflat în cele spuse anterior, a fost cel care a pus bazele istoriografiei moderne române, putem spune, prin jertfa pe care a făcut-o din averea personală pentru a realiza colecția Eudoxiu Cumuzache. Cele 5 volume despre care se cunoaște că au fost realizate cu banii săi. În fine, este simbolic faptul că atunci s-a numit Eudoxiu Cumuzache acest colegiu. Cum profesorii de la Eudoxiu Cumuzache sunt în numeroase cazuri și oameni de litere, oameni care au scris nu numai literatură, memorii, sau au fost participanți la mișcarea culturală a vremii, alte pictori de manuale, datorită Societății pentru Cultură și Literatura Română în Bucovina, pentru că Rădăuțiu se află în centrul țării, astăzi de Turchiate, țara Bucovina, țara septentrională a Moldovei. Câțiva dintre dascării de la Cumuzache s-au gândit să înființeze, cu ajutorul academicienilor, la rândul lor bucovineni, unii dintre ei absolvenți de Cumuzache, să înființeze Institutul Bucovina. Astăzi, la 30 de ani de funcționare și la 150 ani liceului, ne aducem prin nostru de recunoștință dascărilor care au contribuit la ridicarea acestei instituții. Iar în bună bucată de vreme, conducătorul acestei instituții a fost Dimitrie Batavaniuc, la rândul lui absolvent de Cumuzache și unul dintre cei mai cunoscuți eminescologi. Cu alte cuvinte, noi, prin activitatea pe care o desfășurăm, aducem jertfă, prin os de recunoștință, Bucovinei, bucovinenilor, celor care au fost alături de noi. Și pentru că profesorii de la Eudoxiu Cumuzache s-au regăsit în conferințele științifice, în analele bucovinei, care are 59 de tomuri acum, eu nu fac decât să le mulțumesc și să-i invit în continuare să fie tot atât sau mai mult de atât creativ și participanți alături de Institutul care, în mod orgolios, aș putea spune, concentrează floarea inteligenței din depresiunea rădăuților. La mulți ani, colegii Eudoxiu Cumuzache, și vă așteptăm alături de noi.
Da, într-adevăr, e greu să sintetizez. E că n-am ceas, în 3 minute. O să încerc să fac asta. De altfel, o să încep cu un proverb latin care mi este foarte drag. Labor, un propus omnia vinci, în care cred foarte mult. Adică, munca stăruitoare învinge tot. Și este unul dintre preceptele care stau la baza activității noastre de bucovinenă. Și o să vă mirați acum, dar o să le mulțumesc celor doi domni prefecți. Era de neconceput să fac asta, nu? Să începem cu politica. Dar așa fac. Pentru că sunt absolvenții noștri și pentru că actualul prefect a promis și se va ține de promisiuni că va ajuta la reabilitarea acestei străzi de sport mult întregite, iar viceprefectul, sau cum se numește exact, dar a fost de fapt prefect, Florin Simescu, și el absolvent, ne-a ajutat foarte mult până a realiza un lucru peste puteri. Acoperirea acestei școli, acestui corp cu un acoperiș pe măsura unei clădiri de patrimoniu. A fost greu, dar cu stăruințele, inclusiv ale domniei sale, lucrul s-a făcut. Și tot ce se face este bun făcut și rezultatul muncii. De altfel, mă uitam la tot ce se întâmplă acum. Și acum, ca fost lider, să zicem, parcă e mai frumos cuvântul lider decât manager și are o conotație un pic mai specială. Managerul mai și obligă liderul, e urmat de bunăvoie. Deci, ca fost lider al acestei comunități școlare, am citit cu încântare revistele școlare prezentate acum cu acest prilej și le-am admirat și le-am considerat a fi cele mai bune din câte au fost până acum. Mai ales prin acele interviuri extraordinare cu personalități intangibile așa pentru noi, deși sunt oameni de umane modestie, și am găsit acolo, la Ioan Aurel Pop, ideea că da, putem face totul prin munca aceasta de care vorbeam, dar ne îndeamnă să mergem la surse și vorbim de un muzăchești ca modele absolute, spunea oarecum au mers la Viena și au consultat arhivele, gândiți-vă, în limba germană și alte surse, în alte limbi, nu? Și în limba slava veche și în alte și în alte. Acum totul este la dispoziție și totuși sunt mult mai puțini care studiază atât de mult. Și tot domnia sa a transmis prin intermediul acestui băiat extraordinar, Cosmin Țipur, încurajarea către toți muzăcheștii, pentru că am spus că Alexandru Muzache a fost bun și toți muzăcheștii au fost extraordinari, iar Eudoxu a fost cel mai cunoscut și are toată admirația. Știți, testamentul lui Toxachi, da? Cele trei mari valori și trebuie să ne amintim din când de limba, patria și religia. Și ca să mă gândesc la cele
câteva puncte pe care mi le-am propus, urmând modelul mentorului meu, care a fost domnul director Petru Dejunar, și care vorbea într-adevăr scurt și la obiect, iată, m-am gândit că un alt desiderat ar fi acesta, să nu ne îndepărtăm, și ne-am venit, spuneam, de popor. Adică cei care ajung sus să conducă, să facă lucruri, să nu se îndepărteze de mase, de oameni de rând, pentru că atunci vor fi cu adevărat iubiți, respectați. Și cu acestea vreau să vă spun că dacă în 1999 am început ca și consilier școlar la colegiu și apoi, trecând prin toate etapele, am fost și director, lucrul acesta se datorează colectivului minunat, care, după cum vedeți, continuă activitatea fără nicio sincopă. Lucrurile merg bine, tot ce ați văzut aici, tot ce am făcut împreună și cei invitați să dăm o mână de ajutor și mai ales ei, a fost bine gândit. Ca un ceas elvețean a funcționat. Așa că eu cred că cine spune că aici la Buzac e un model național și chiar depășește, să zicem, granițele țării prin mulți absolvenți, nu greșește. Birma, Cresca, laureat cu Buzac. Mulțumim, domnilor directori, vă așteptăm să fiți alături de noi ori de câte ori veți simți nevoia să ne vizitați. Noi vă urăm de asemenea la mulți ani și tot ceea ce... Școala nu i-a părăsit pe ei. Vă rămâne în continuare în școală. Este o diplomă de onoare, ciurile
o notă de susțin care spune: Doamnelor și domnilor profesor, dragi elevi, onorată asistență, Colegii Naționale Eudoxu Buzache, aniversează în această toamnă 150 ani de existență. De la formarea acestei instituții până astăzi, numele ei s-a impus în Bucovina, România, în întreaga lume, prin performații confirmate de profesori și elevi. Și discursul continuă această notă la organică, ca să știți că este perfect adevărat. La mulțumesc! Mulțumim, domnule director, și în 2017, la aniversarea 145 de ani de existență, partenerii noștri de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava ne-au oferit la fel o astfel de distinție. Mulțumim! Următorul mesaj este transmis dumneavoastră din doamna profesoară Anca Triculeac, director adjunct al Colegiului Național pentru Rareș din Suceava. În cele ce urmează, și anume spun doar atât. Îmi revine deosebită plăcere și onoare de a vă transmite în numele Colegiului Național Nicu Gane din Corticeni cele mai sincere felicitări în această zi aniversare. Putem spune că avem o istorie comună care ne onorează, dar care ne și motivează în același timp în efortul nostru de a aduce plus valoare comunităților în care trăim. Am aici și un anual al școlii noastre de la 150 de ani, un exemplu pentru ceea ce și dumneavoastră cred că se face în cel ce urmează. Mulțumesc, domnule director, cu care telefonic ne auzim, cred că săptămânal, școlile noastre avem specific asemănător, ne consultăm foarte frecvent pe diverse chestiuni manageriale cu care ne confruntăm. Mulțumesc, domnule director. În urmă, ca domeniul noastră, doamna profesor Niculina Maisu, director al Colegiului Tehnic Rădăuți.
donaților și invitaților la acest eveniment deosebit. Consider că suntem două unități de învățământ liceal în Rădăuți, reprezentative pentru tot ce înseamnă evoluție și dezvoltare a tinerilor din comunitatea noastră. Consider că Colegiul Național Eudoxiu Bucuzac este un partener, un partener în tot ce înseamnă demersul educativ pentru societatea rădăuțeană. Și în mod deosebit cu acest prilej vreau să felicit toate cadrele didactice de acum și de mai demult ale acestui colegiu, pentru faptul că au sădit în sufletul absolvenților lor dorința de a fi la rândul lor cadre didactice, de a rămâne în învățământ, de a educa mai departe generațiile care au urmat și care vor urma. Și spun acest lucru pentru faptul că în școala noastră, în Colegiul Tehnic Rădăuți, funcționează cu drag de carte, cu drag de educație, 30 de absolvenți ai diverselor promoții ale Colegiului Național Eudoxiu Bucuzac Rădăuți. Sunt profesori care își fac datoria, sunt profesori care au evoluat în cariera lor didactică și au dobândit grade didactice și au dobândit doctorate științifice. Ca atare fac în continuare mândră unitatea școlară care a sădit în sufletul lor tot ce înseamnă drag de educație și învățământ. Cu prilejul acestor evenimente pe care astăzi le comemorați, vă doresc multă sănătate, mult succes în continuare și tot ceea ce faceți, să știți că rămâne în sufletele tuturor tinerilor care vă trec pragul. Vorbesc și în nume de unei mame, a unui fiu care este absolvent de Colegiul Bucuzachi și trebuie să vă mărturisesc că ori de câte ori vorbește despre Colegiul Național Eudoxiu Bucuzachi, o face cu mare mândrie. Și eu, de asemenea, sunt încântată că am dat pe mâinile dumneavoastră ceea ce eu, ca mamă, am avut mai de preț în existența mea. Educația fiului meu. Vă mulțumesc, vă doresc succes. Vă invit ca peste ani, adică numai departe în anul 2025, să sărbătoriți alături de Colegiul Tehnic Rădăuți 120 de ani de la înființarea acestei unități de învățământ. Ca atare, cultură, civilizație, învățământul Bucovina a fost și este și sper să rămână și după noi. Mulțumesc. Da, mulțumim, doamna director, foarte frumos finalul. Din partea Școlii Gimnaziale Bogdan de Rădăuți, invităm pe domnul profesor Radu Munteanu, în calitate de director, să transmită un mesaj din partea domniei sale. Bună ziua tuturor, spunea părintele Cleopa, răbdare, știu că nu mai aveți. Când am venit aici, când am intrat în sală, am simțit ceva ce reprezintă Bucuzacul și anume eleganță. Însă, în momentul când am intrat pe scenă și nu întâmplător, prezentatorii, sunt două familii, că nu întâmplător i-ați ales, dar sunt sigur că în sală sunt și alte familii care și-au pus amprenta pe ceea ce reprezintă Bucuzacul în Rădăuți și, cum au spus și ceilalți în țară, și nu numai pe plan internațional. Aș prezenta câteva similitudini, câteva asemănări între Școala Gimnazială Bogdan Hodă și Colegiul Eudoxiu Bucuzachi, pentru că fiind moment aniversar. Acum 109 de ani, secția română a Colegiului își declară independența și și-a denumirea de Colegiul Eudoxiu Bucuzachi. Cealaltă denumire care era, a spus foarte frumos domnul Marian Olaru, Bogdan Hodă. De ce nu a avut acela? Pentru că a dat Dumnezeu, că acum 23 de ani, și mă uit la domnul profesor Dr. Daniel Crenciuc și mulțumesc, a venit cu ideea că această denumire Bogdan Hodă se vină cu ei. Fratele mai mic al Colegiului Eudoxiu Bucuzachi, și anume Școlii Bogdan Hodă, Școlii 5 de trecut, Școlii Bogdan Hodă de astăzi. Primul director al școlii noastre, domnul Gheorghe Colban, Dumnezeu să-i ierte, domnul profesor doctor, a fost și coleg, și manager, lider, așa cum a spus doamna Brunachi, al Colegiului Eudoxiu Bucuzachi și a pus amprenta pe ambele instituții de învățământ. Avem, sau am avut,
un cetățean de onoare, profesor titular la ambele unități de învățământ. Este vorba despre domnul profesor Roman Dimitri, atât la Colegiul Domnului Muzachi, cât și la școala gimnazială numărul 5, școala Bogdan de astăzi. Doi șefi de promoții, sau două, poate sunt mai multe, dar pe limite, Georgiana Plutapencu și Andreea Șerban, șefe de promoții la școala Bogdan Vodă, șefe de promoții la Colegiul Domnului Muzachi Rădăuță. Și merg și mai departe, că spune cineva de spirit antreprenorial, a spus frumos domnul director Adrian Puiu, însă, și toată lumea menționează pe domnul Adrian Puiu, însă este vorba despre o echipă, despre o familie. Vreau să menționez și pe dumneavoastră, doamna director ajunt, Luminița Lăzărescu, și mi-ar plăcea să aplaudăm la scenă deschisă, pe care se întâmplă de fi, este foarte, foarte simplu. La fel și pe doamna coordonator de program educative, doamna Mirea, pe un postulabil. Aplauze! Și pe toți cei care s-au ocupat în organizarea acestui eveniment de gală. Suntem, cum a spus dumneavoastră, două unități. Dar sunt sigur, așa cum știu pe domnul primar și pe doamna Alina Chifan de la firma Eger, care am participat și am fost implicați în acest proiect de rebranding al unităților de învățământ, Corul la dumneavoastră, Școala la noi, cu firmei Eger. 50%, 50%, nu vorbesc de 145 de ani sau în ultimii 5 ani, ca să mă parafrazez pe Corvin. Ai dat o lecție, Corvin, prin ceea ce ai postat pe Facebook. Am avut o istorie vie și te felicit pentru acest lucru. 50% din elevii promoției 2022 și-au urmat pașii la Colegiul Eutoxiu Frumuzat. Am și un minus, sau poate nu, sunt absolvent de liceu militar, Colegiul Ștefan cel Mare, de la Câmpul Mocăvânesc. Însă, mama mea, și sper că măcar una din fete, am să mă zbat și am să le pregătesc, să ajungă la Colegiul Eutoxiu Frumuzat. Vă felicit! Vă felicit pentru tot ceea ce reprezentați. Elevilor, le-aș transmite, dacă aveți un vis, luptați pentru el, dați celor empatie și multă răbdare. Iar dumneavoastră tuturor, nimic fără Dumnezeu, nihil, sine Deo. La mulți ani, Colegiul Domnului Muzachi, iar din partea Colegiului Muzachi, mi-ar plăcea să vină echipa managerială, echipa de lider, alături de noi, să vă citesc din partea noastră, plachete de onoare din partea Școlii Gimnaziale Bogdan Vodă Rădăuță, la aniversarea celor 150 de ani închinați școlii, pentru dăruirea și iubirea cu care ați răsărit în sufletele învățăceilor florile cunoașterii. Vă mulțumim pentru profesionalismul cu care ați tratat partenerile școlare dintre instituțiile noastre și vă dorim ca laurei succesului să vă încununeze mereu activitatea didactică, nobila învenire didactică. Cu respect și considerație, echipa Școlii Bogdan Vodă Rădăuță, 1 noiembrie 2022. Mulțumim, domnule director, vă rog de invităm în fața domnilor voastre pe domnul profesor Colibaba Marcel, director al Școlii Gimnaziale Gheorghe Covadiuc, în calitate de absolvent al Colegiului pentru Aneț. Am un mesaj și evident din partea instituției pe care o coordonează. Având în clasa 9
o evidenție de premiu național la limba română, baza națională, redactor șefa revistei Google în acea perioadă și, în același timp, mă reprezint pe mine, care astăzi am șansa să reamintesc comunitățile bolțene, nume care pot fi înscrise în Panteonul Educației Revoluției. Băi, tantele astea, Șmintră, Radicenco, Miforanu, Cojuri, Colban, Cusea, Cormenco, Greșan, Chelaru, Giradă, Botăz, Crețu, Creșca, Mângâși. La mulți ani! Mulțumim, domnule director Polivalent. Sărbătoarea tradiției și a performanței în educație continuă sub semnul sensibilității artistice. În cele ce urmează, trei elevi talentați ai colegiului, Ioana Tiperciuc, Riana Puca și Florin Corbulea, vă vor oferi în dar un moment poetic și muzical. Mă rog din stele candele aprinse.
când voi pleca pentru mulțime din urmă, atunci abia durerea mi se curmă. Când țărâna mă închide ca într-o carte, atunci abia voi învia prin moarte. Și acum invităm alături de noi pe doamna Adriana Cotoglu, reprezentanta Comitetului de Părinte. Pleiată de ele, dornici să-și depășească propria condiție,
să transforme închinațiile virtuale în întâlniri notabile, aducându-și astfel aportul la consolidarea performanței. Este un adevăr probat de fapte. Ne bucurăm de rezultate excepționale la nivel național și internațional, de realizări care se datorează, cu de-o parte, efortului comun al elevilor virtuoși și al unor distinși profesori, pe de altă parte, fascinației pe care o exercită impunătoarea tradiție pe care acest colegiu a instituit-o de-a lungul anilor. Ne simțim așadar privilegiați pentru șansa unică pe care o avem de a evolua într-un context educațional care ne permite să ne cultivăm talentele și aptitudinile, virtuțile și competențele. Ne simțim deopotrivă încântați, dar și responsabili pentru oportunitatea de a contribui și noi, după putere, cu slove de foc sau de aur, la volumul impresionant al unei îndelungate și respectabile tradiții. Nu în ultimul rând, ne simțim plin de recunoștință pentru doamnele și domnii profesori, pentru darul nesecat al învățăturii. Le urăm în această zi de o profundă și emoțională de importanță, la mulți ani binecuvântați! Invităm în fața domnilor voastre pe domnul director Adrian Puiu Nicolae și pe doamna Lăzărescu Lumița pentru a intermedia momentul absolvenților meritoși care au terminat primul. Da, este un moment pe care l-am dorit foarte mult și apropo de acest moment și momentul anterior, Maria Molea este una dintre elevele noastre de 10 și de asemenea olimpică națională cu premiul la faza națională la Olimpiada de Religie. Am să dau citire acum șefilor de promoție, începând cu promoția 1983, iar pe cei care sunt în sală îi rog să vină pe scenă, nu o să stau să aștept cu fiecare pentru că sunt peste 40 de nume. Și atunci, în momentul în care vă auziți numele, veniți pe scenă și după aceea, împreună pe scenă, veți primi diploma. 1983, Anca Doina Cristea. 1984, Lăcrămioara Vișan. Din câte știu, este în sală. 1984, Gheorghe Șorodot. Au fost ani cu 2 sau 3 șefi de promoție. 1985, Ecaterina Valeria Neașu. 1986, Carmen Mihaela Cristea. 1987, Sorina Daniela Țigănaș. 1988, Corneliu Constantin Dumitrescu. 1989, Mihai Lucian Ciobâcă. 1990, Petru Sorin Botezar. 1991, Alina Ghesiatovski. Știu că doamna este în sală, da? 1992, Jean Vasilov. 1993, Emanuela Rusu. 1994, Adrian Stogrea. 1995, Ciprian Nictariu. 1996, Călin Floare. 1997, Mihaela Nica Mitocaru. De asemenea, știu că doamna este în sală. 1998, Dana Lucia Istrate. 1999, Melania Dorneanu. 2000, Beatrice Camelia Maierea. 2001, Adrian Gabi Prelipcean. 2002, Emilia Gorce. 2003, Bogdan Cristăcar. 2003, Monica Cadnea. 2003, Tatiana Coliban. 2004, Simona Vlad-Savie. 2004, Carmen Petruța Bucevski. 2005, Ana Maria Mădălina Costiuc. 2006, Maria Secrier. 2007, Diana Ursan. 2008, Adrian Scoică. 2008, Raluca Colipava. 2009, Cătălina David. 2010, Luca Marius Ciubotaru, de asemenea în sală, vreau să vină altă pe mine. 2010, Claudiu Antonovici. 2011, Andrei Schmidt. 2012, Iulia Colban. 2012, Alice Daria Sehlanic, de asemenea în sală. 2012, Roxana Rusu. 2013, Oltea Denisa Cotleț, de asemenea prezentă în sală. 2013, Maria Ionescu. 2014, Vlad Pâncescu. 2014, Ioana Irina Trufin. 2014, Adelina Lază. 2015, Andreea Șerban. 2015, Georgiana Potapenko. 2016, Roxana Maria Muistiu. 2017, Andreea Coajă. 2017, Teodora Fedoreanu. 2018, Cătălina Rebecca Anton. 2018, Alina Lucica Zburlia, de asemenea prezentă.
2018 Stefanat Chela, 2019 Andreea Anastasi, 2019 Patricia Damaris Ivănuță, 2020 Alexandra Moroșan, 2021 Miriam Avram și 2022 Cosmin Țubui, de asemenea în sală. Faceți mai mult lucru pentru că vă mulțumesc special la astăzi din Dumnezeu 20 de ani. Toate cine sunt mai mulțumesc. Iată, de generații foarte diverse. Ne-am fi dorit să fie cât mai mulți, dar atât a fost posibil. Foarte mulți locuiesc în străinătate, unii sunt medici în Statele Unite, spre exemplu, sau în alte state din Europa, unii sunt în Franța, alții sunt în mari orașe din țară și fiind zi în mijlocul săptămânii, n-au putut să ni se alăture. Cei mai tineri sunt studenți. Ei sunt cei care au reușit să ne fie astăzi alături. Unii dintre ei au familii, stau în Lădăuți, alții sunt tineri absolvenți. Le mulțumim foarte mult. Ei sunt cei care au adus plus valoare și au contribuit la renumele și prestigiul liceului. Curmuzac este și mare exportator de minți. Din păcate, puțin ne mai rămân între noi aici, în comunitatea noastră, ne bucurăm cu cei care au rămas și felicităm. Pasionarul istoriei, științe umaniste, geopolitică și retorică, ancorată în realitatea stringentă pe care încearcă să o înțeleagă și să-i confere un sens propriu, original, Cosmin s-a remarcat prin numeroasele sale rezultate deosebite la olimpiade și concursuri pe plan național și internațional. În 2021 a câștigat etapa națională a concursului internațional de dezbatere în limba germană, Jugend de Badel, iar în anul următor a fost primul elev român care s-a calificat pentru faza finală a Olimpiadei Internaționale de Istorie desfășurată în orașele americane, New York și Princeton. Cosmin s-a remarcat și în cadrul Observării Studențești de la Putna 150, în postura sa de mare câștigător al concursului de discursuri cu lucrarea Românii în Europa între identitate și integrare. Acum studiază dreptul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și în Germania la Universitatea din Hagen, politică, administrație și sociologie. Cosmin, o să te rugăm să ne spui câteva cuvinte. Mulțumesc, am vorbit foarte mult, de aceea vă rog să fiu cât se poate de scurt. Domnule director, domnule primar, domnule prefect, distinse doamne profesoare, distinși domn profesori, în alte oficialități și, bineînțeles, stimați șefi ai promoțiilor anterioare. Filozoful german Herder spunea că nicio școală nu trebuie să se învechească, deoarece aceasta se perimează astfel sub acțiunea timpului nemilos. Școala trebuie să pregătească tânărul pentru prezent și viitor, familiarizându-l totodată cu practicile, obișnuințele și mentalitățile de astăzi, dar mai ales de mâine. Doamnelor și domnilor, astăzi asistăm la întâlnirea unor generații. Mă uit în sală și observ persoane cu mentalități diferite, cu un orizont de înțelegere distinct, dar și cu anumite puncte comune ce nu pot fi trecute cu vederea. Noi toți, sau mare parte să spun așa, am absolvit aici și am performat aici ca elevi ai acestui colegiu. La acest aniversar, 150 de ani de la înființarea Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi, se cuvine să recurgem la o reactualizare a ceea ce a însemnat pentru fiecare dintre noi cei 4 ani de liceu. Cu siguranță am ajunge la concluzii mai mult sau mai puțin diverse, am vorbit despre impresii personale, tocmai fiindcă vârsta de licean este profund impregnată de marile dileme existențiale, cu rol deosebit de important în devenirea și individualizarea noastră ca viitori adulți. Dincolo de cunoștințele dobândite și legăturile stabilite între acestea, anii de liceu ne-au trezit dorința de afirmare și ne-au oferit impulsul la acțiune într-un cadru mai larg, acela al societății. Experiența dobândită ca licean ne-a facilitat sau ne facilitează mai departe integrarea în societate. Însă apare o întrebare firească. Ce are în prim plan această integrare armonioasă? E bine, din punctul meu de vedere, este vorba despre valori și principii comune,
pe care același Herder le reunește în termenul Volksgeist, acel spirit național, popular, ce transcede interesele individuale și plasează în centru supremația dreptului corelat unei realități comune în plan cultural-istoric. În ora de asistență, Eudoxiu Hurmuzachi vorbea într-unul dintre articolele sale despre ciclul existențial al unei națiuni. Și spunea, particularizând, că națiunea, spre deosebire de noi ca simpli indivizi, parcurge un proces de, și citez, naștere și înnoire perpetue, am încheiat citatul, prin intermediul generațiilor tinere. Este evident că dinamica socială evoluează continuu, însă cu toate acestea o serie de valori dobândesc caracter peren în societate, dar mai ales dobândesc recunoaștere juridică. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, frații Hurmuzachi erau promotorii unor idei revoluționare pentru tânăra națiune română, precum organizarea vieții pe baze constituționale, sigure, previzibile sau garantarea drepturilor și libertăților. Ceea ce noi fie am învățat în liceu, în anii de liceu, fie învățăm încă în prezent, este faptul că nu trebuie să primim aceste elemente ca pe un simplu dat al istoriei, ci trebuie să devenim activ susținători ai acestora. Același Eudoxiu spunea că nu poate fi demn de drepturi și libertăți omul sau poporul care le nu este hotărât a le apăra cu tot din adinsul. Doamnelor și domnilor, revenind într-un plan mai personal, doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici, care mă onorează în mod deosebit. Din postura mea de cel mai tânăr șef de promoție, mi-aș dori să vă transmit gândul care m-a însoțit în ultimele luni de vară și toamnă. Cred că toți trebuie să încercăm măcar să dobândim talentul, poate paradoxal spus, de a înainta în vârstă, fără însă a deveni adult stricto sensu. Vă doresc așadar ca pe lângă realismul de a accepta imuabilul din viață, pe lângă înțelepciunea asociată vârstei de a distinge autenticul de comun, pe lângă toate acestea să vă păstrați acel entuziasm de licean, provocator de fantezie și asociat curiozității de explorare și extindere a propriului orizont valoric. Vă mulțumesc, la mulți ani colegiul Eudoxiu Hurmuzachi, mulțumesc! Deschis cu titlul de șef de promoție în 2010, absolvent al Facultății de Drept și al Facultății de Economie din cadrul Universității Alexandru Ioan Buza Iași, a urmat cursuri la Sorbonă și Harvard, în prezent este doctorant în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, consilier în cadrul administrației prezidențiale și fondatorul grupului de inițiativă Rădăuțul Civil, cetățean de onoare al municipiului Rădăuț, Luca Marius Ciocotaru, este unul dintre cei care duc România mai departe și comunitatea rădăuțeană de potrivă. Ne mândrim cu el și ne invităm să ne spunem. Pentru noi, absolvenții aflați la distanță de Rădăuț, este de fiecare dată o întoarcere acasă. Este o întoarcere în locul în care profesorii în fața cărora ne înclinăm cu adâncă considerație au plădit cărămizi din devenirea noastră, din ceea ce suntem astăzi. Această sărbătoare este a profesorilor, este a absolvenților, este a elevilor și a tuturor celor care au înțeles că societatea nu se poate dezvolta decât prin cunoaștere și că educația este salvarea acestei societăți. Suntem astăzi aici, în această scenă, alături de colegi și de promoție, însă notele sunt o fotografie a momentului, dincolo de cunoștințe, din lucrurile pe care profesorii ne-au discutat, Colegiul Național de Eudoxiu Hurmuzachi reprezintă un set de valori care ne-au fost transmise. Aceste valori au trecut testul timpului și aceste valori sunt cele care ne inspiră să construim în fiecare zi și să dăm ceva înapoi comunității. Ele se referă la integritate, la cinste, la profesionalism, la meritocrație, se referă la erudiție și la pasiune. Și în această societate, astăzi avem mai mult ca oricând datoria să apărăm aceste valori și să luăm atitudine atunci când ele sunt încălcate. Le repet pentru că în cadrul actual, într-o astfel de societate, fără un nucleu de valori, fără o raportare la anumite repere foarte clare, suntem, de fapt, mai săraci. În final, nu vreau decât să spun ca
discutând și cu acel de promoție, cu absolvenți de marcă, cu domnul prefect, conducerea liceului, cu profesori care și-au închinat viața întreagă acestei comunități, anunț astăzi și aici intenția de a demara înființarea unei fundații alumnii a absolvenților Colegiului Național din Lucrul Bunzachii și invită toți absolvenții acestei proiecte să se alăture pentru ca împreună să putem da înapoi ceva comunității care ne-a dat foarte mult. Vă mulțumesc! Viva Vestea Florea Universului Bunzachii! Mulțumesc încă o dată șefilor de promoție. Ne urmăm și să vă mulțumesc. Mulțumesc. Știm că timpul e înaintat necurțător cu noi, dar avem totuși o surpriză. În mod normal, programul ar fi conținut în momentul în care toate cadrele de arți cele la acest colegiu ar fi fost aici, în fața dumneavoastră, pentru a-i aplauda. Și am o misiune deloc ușoară să transmit un mesaj din partea tuturor colegilor mei și a personalului didactic auxiliar. O să rezum foarte scurt, o să citesc doar ceea ce înseamnă conținutul acelui mesaj. Dar nu înainte de a-i ruga pe cei doi, doamna director adjunct și domnul director, să vină în față, pentru că e un moment surpriză, nu renunțăm la acest moment surpriză și să-i aplaudăm împreună. Împreună cu domnul Parasca George, care, uitați-vă, ne-a ajutat foarte mult să construim aceste minunate materiale de promovare, am reușit să obținem două plachete pentru domnul director și doamna director adjunct și mulțumesc domnul Parasca și o să citesc pe scurt conținutul acestora. La acest aniversar, vă mulțumim pentru abnegația și profesionalismul de care dați dovadă, în coordonarea instituției de învățământ, pentru contribuția remarcabilă adusă la dezvoltarea unui etos organizațional de excepție și la creșterea prestigiului învățământului bucovinean. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult și nici eu nu vreau să renunțăm la momentul pe care l-am pregătit pentru noi, chiar dacă va dura maxim 10 minute, vreau totuși să-l punem în scenă. Am să dau citire, da? În nou, la misiune de a coordona instituția școlară, echipe manageriale se alătură personalul didactic de predare, constituit din cadre didactice, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, care, prin un efort conjugat și o activitate orientată spre creșterea calității educației și spre satisfacerea necesităților tinerii generații, duc mai departe tradiția seculară a instituției și înscriu în cartea de onoare a școlii Noi Reușite. Pentru a le mulțumi cum se cuvine, îi invităm în fața dumneavoastră pe reprezentanții corpului profesoral și personalului didactic auxiliar de la Colegiul Național Eudoxiu Furmuzachi și am să-i menționez în ordine alfabetică. Personal didactic de predare, Claudiana Bălaș, educație artistică, Cristina Lucimov, limba și literatura română, Elena Iohana Antor, limba germană, Veronica Antor, religie, Mărioana Ardelean, psihologie, Aspazia Băieșu, biologie, Corvin Vegenariu, științe sociale, Dumitru Daniel Vizician, istorie, Adrian Bătrălescu, fizică, Cotilia Tatiana Bumbu, matematică, Marinela Cătei, limba engleză, Mirela Daniela Chelba, fizică, Alexandra Chifan, limba și literatura română, Amalia Petronela Chifan, chimie, Alexandru Nicolae Șobara, educație fizică, Daniela Mariana Cătău, geografie, Manuela Loredana Târciu, limba engleză, Mădălina Clevinciuc, limba engleză, Valentina Croșcă, fizică, Gabriela Coajă, informatică, tehnologia informației și comunicațiilor, Ramona Costache, biologie, Maria Epatou, limba și literatura română, Viorica Loredana Fodor, matematică, Paula Haiura, limba engleză, Beatrice Halib, limba și literatura română, Iulian Florian Florin Halib, limba și literatura română, Ioan Manca Chim, religie, Rotica Fibor, educație fizică, Constantin Chim, chimie, Corina Amelia Elescu, biologie, Raluca Gianina Jurable, limba franceză, Antoneta Erica Lăzărescu, informatică și tehnologie informației și comunicațiilor, Miriam Leon Costolache, religie, Cornelia Liteanu, chimie, Mălina Andreea Lungu, tehnologie informației și comunicațiilor, Adriana Emilia Melinte, limba și literatura română, Nicoleta Zoica Mitrofan, istorie și științe sociale, Raluca Nanu, limba engleză, Ana Gabriela Poborevici, istorie și limba engleză, Dragoș Vasile Popescu, matematică,
sunt Angelica Popovici, limba germană, Florin George Popovici, științe sociale, Mariana Loredana Cuiu, geografie și istorie, Petronela Râmbu, limba engleză, Vasile Roșca, matematică, Luminița Angela Sezan, limba și literatura română, Ioana Irina Simota Ducă, educație plastică, Nicoleta Stințițchi, limba germană, Ciprian Strugariu, informatică, tehnologie informației și comunicațiilor, Manuela Loredana Strugariu, matematică, Gela Țopei, chimie, Marcel Liviu Ungureanu, limba franceză. Personal didactic auxiliar, Liviu Bumbu, analist programator, Carmen Balaș, Muzilă, secretar, Andreea Ciobara, bibliotecar, Cristina Gabriela Cotleț, administrator patrimoniu, Larisa Ramona Isopescu, laborant, George Tamaga, secretar șef, Camelia Paula Stânu, contabil șef și administrator financiar, și am să citesc și personalul didactic, doamnele Rodica Bogdaniuc, Cecilia Mărioara Dunisan, Liliana Moroșan, Doina Sâna Puha și domnii Cornel Dumitru Buculei și Walter Eker. Vă invit alături de noi, pe cei care sunt la vizită, pe care sunt de vizită la activitate și pe colegii care stau în sală și care, ca lumea timpului, au fost venit cu toți unii profesorare în urmă de vizită. Domnule director, vă așteptăm în mijlocul nostru. Domnul Timan? Sus aici, deci sunt copii voi.
Iată că ne apropiem de final. Manifestarea de astăzi încheie astăzi și unor activități dedicate aniversării a 150 de ani de existență a liceului, care timp de 3 zile a pus la oaltă profesori de astăzi și de ieri, elevi, absolvenți, parteneri, colaboratori instituționali, ce au avut cu toții oportunitatea de a aprecia contribuția instituției noastre la dezvoltarea comunității locale, participând astfel la momente de bilanț care au angajat deopotrivă minte și suflet. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi la această sărbătoare. Adăugăm celor 150 de pagini de istorie speranța și convingerea noastră că povestea anumită a Teodoxul Muzachi va continua să fie rostită și de aici încolo cu respect pentru ceea ce înseamnă tradiție și mai ales performanță. Evenimentul va continua după o pauză de socializare cu un moment special pregătit de Filarmonica George Ionescu Botoșani, care se bucură de participarea sopranii Nicoleta Baier și a dirijorului Alexandru Bucan. Vă invităm, dragi și stimați invitați, atât timp cât orchestra se pregătește, să împărtășim impresii și gânduri în anticamera Casei de Cultură. Vă mulțumim pentru prezență!